Hello Fantastic People, eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video o să-ți dau 10 nume de branduri pe care tare multă lume le pronunță greșit. Let's go! Pentru că m-am pregătit foarte bine de acest video, m-am documentat, am citit diferite surse, vreau să vă spun că singură am rămas cumva surprinsă de felul în care se citesc aceste branduri pe care o să le spun astăzi corect, pentru că singură greșeam sau cândva le pronunțam greșit. We all make mistakes. Noi pronunțăm brandurile în două feluri. Fie în limba de unde acest brand este originar, așa cum este BMW, de exemplu, da? Este o companie germană și îl pronunțăm chiar și în română, spunem BMW, așa cum este cuvântul dat în germană. Fie le pronunțăm în versiunea adaptată limbii pe care noi o vorbim, cum este cazul companiei Ikea. În engleză foarte multă lume o pronunță Ikea și chiar nativii în filme am auzit această versiune. Ikea, this is comfortable. Ikea doesn't assemble itself, you know. Cu toate că, dacă am luat așa după reguli de cum se pronunță acest cuvânt în limba originară a acestui brand, ar trebui să fie Ikea și nu Ikea. Silence the critics. Ikea, the wonderful everyday. Fresh and clean. Astea fiind spuse, nu cred că o să-ți stai cineva capul de pe umeri dacă o să pronunți un brand într-un mod sau altul. Don't kill me. I'm not gonna kill you, old timer. Dar nu strică să știi care este versiunea corectă. So without any further ado, let's get started. The first famous jeans brand. Când eram în state, mi-amintesc că mi-am luat o pereche de jeans de la un outlet și chiar mă gândeam cum corect să pronunț acest brand. How do you pronounce it? Parcă îmi venea să zic Levi's, Levi's, Levi's pe prima silabă, deci mai multe versiuni îmi veneau așa natural ca să pronunț acest cuvânt. Corect este Levi's. California in 1873. Miners needed tough pants to withstand the wear and tear of the mine. A Bavarian dry goods salesman named Levi Strauss and a tailor named Jacob Davis were granted a patent to put rivets on pants at points of strain. Levi's. Deci nu Levi's. The second brand. This one. A lot of people call it Michelle or Michael Kors din cauza că designerul acestui brand, adică chiar numele, asta este numele lui, da, Michael Kors, el este american, respectiv și brandul este din SUA, din acest motiv vom citi Michael Kors și nu Michael sau Michelle, deci Michael Kors. Michael Kors. Michael Kors is a friend. Michael Kors. The next one is a car brand. This one. Tare multă lume a sărit la bătaie în comentarii, în TikTok și pe Instagram, unde eu am spus că acest cuvânt se citește Porsche. Porsche. Și toți îmi spuneau că nu-i corect, că atare-i Porsche. Well, I think you're wrong about that. Într-adevăr, în tare multe surse și foarte multă lume pronunță Porsche, chiar și nativii, și în filme am auzit asta. Drive a Porsche. It's my new Porsche. Some people say Porsche. Some people say Porsche. Dar corect este cu două silabe, deci citim acest cuvânt în două silabe. Porsche și accent pe prima silabă. Porsche. Did a Porsche throw up on you? Hey! It's Porsche! Și asta nu-i pentru că Rita așa a spus, dar așa este corect. Trust me, I checked. Ca să memorăm corect pronunțarea la Porsche, hai să o legăm cu cuvântul latte. I'll take a latte. Vanilla latte. Tell me, is there any difference between a latte and a latte macchiato? Cuvântul dat la fel deseori este pronunțat greșit, cel puțin în Republica Moldova, eu deseori aud latte, vreau un latte. Deci accentul nu este pe a doua silabă, ci pe prima. Exact cum ai Porsche, ai și latte. Cuvântul latte se trage din italiană. Mamma mia! Unde e pronunțat, apropo, latte, cafe latte. Și dacă vrei să spui chiar și în engleză că vrei o ceașcă de latte, spui I want a cup of latte or latte if you want to pronounce the T. Repet, accent pe prima silabă. Capisci? Another car brand, this one. It's a German car brand. Deci e german, dar din păcate a devenit foarte populară sau popularizată pronunțarea acestui cuvânt în engleză. So, Mercedes. My Mercedes. I'm not street parking my Mercedes. Is that a Mercedes? Mercedes. Și nu-i Mercedes, dar dacă spui Mercedes în România sau în Moldova, it's fine. Ar fi bine să ai unul, deja nu mai contează cum îl pronunți. Zice om care conduce Toyota. Now, this one is a very famous fashion brand. And since it's French, you gotta read it in French. Bonjour! Bonjour! Givenchy. 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 Givenchy is correct. Eu tare mă strădui să sun maximal corect, cu toate că franceză nu vorbesc, așa că dacă nu pronunț exact cum trebuie sunitele, I'm sorry, but it's Givenchy. Și nu-i Givenchy, nu-i Givenchy pe ultima silabă, dar Givenchy. This brand is also French and I think you know that we read it Chanel. Chanel, Coco Chanel. Ce interesant cu acest brand, apropo, este că în mod normal lumea îl citește corect, dar deseori el este scris greșit, mai ales pe fake-uri, când vezi așa tricouri scrise cu Chanel, double N. Dacă pui double N în acest cuvânt, el automat devine channel, canal, like my YouTube channel. Așa că fiți atenți ce cumpărați și dacă îți doi de N, that is not Chanel. Fake. Fake carrots. Fake fruit. Fake. Fake! Fake grapefruits! Another Russian brand. This one. A lot of people pronounce it Ralph Lauren. That's unacceptable. Ralph Lauren, because they think it's correct and it's French. Wrong. Wrong, 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 wrong. A Ralph Lauren. Accent pe Lauren. Ralph Lauren. Trebuie să știți asta din Friends, unde Rachel lucra în această companie și ea spunea, like, I'm going to Ralph Lauren. Deci, e Ralph Lauren. I got a job at Ralph Lauren. Anything that's not Ralph Lauren? Ralph Lauren called and gave me my job back. The only thing you can do, sleep with Ralph Lauren. Now, the next brand that I want to mention is a Chinese technology company. This one, and it's pronounced Huawei. Huawei, not Huawei. Dacă ai un telefon de acest brand, nu strică să știi cum să pronunți corect. Huawei. Now, the ninth brand that I want to mention is this one. Am spus cândva într-un stories pe Instagram că îl citim uneori Nike în funcție de regiune. Greșit, nu m-am documentat suficient de mult atunci. De fapt, acest cuvânt se citește Nike. Spike Lee is shooting his Nike commercial. Where do I buy the Nike shoes? Who need their energy to make sneakers for Nike. Nike. În engleză așa este pronunțat corect. Nike, a pair of Nike shoes, yeah? Dacă tot vorbim despre sports brands, hai să menționăm de unde se trage cuvântul din română Adidas. I don't know, Da, vine de la acest brand, dar cum se citește el în engleză? În primul rând vreau să știi că brandul dat sau acest nume se trage din numele fondatorului acestei companii. Numele lui era Adolf Dassler, respectiv Adi, prima parte, este nickname-ul lui, da, așa poate lumea i se adresa. There was a humble shoemaker who wanted to make shoes for all sportsmen and women. His name was Adi Dassler. Adi și după aia Das. Corect se citește Adidas. Adidas. They're like Adidas. All they found was $20 in a pair of Adidas. Buy you some Adidas. La fel, multe surse oficiale spun că e corect să spunem Adidas. Deci pe prima silabă accentul Adidas. Însă în nici într-un caz noi Adidas sau Adidas. So the best way to pronounce it is Adidas. Adidas. Okay, so those were the 10 brands that I wanted to mention today. Scrie-te rog în comentarii ce alte branduri vrei să afli, cum se citesc corect în engleză, eu o să verific. Salut! Astăzi vom vorbi despre 100 cele mai des întrebuințate cuvinte în limba engleză. Dacă ești interesat să afli care sunt acele 100 de cuvinte care alcătuiesc cel puțin 50% din toate textele scrise în engleză, atunci urmărește acest video. Pregătește un caiet, un pix și hai la treabă! The este de fapt articolul hotărât în engleză și poate fi folosit împreună cu un substantiv, de exemplu the pen, pixul. Al doilea cuvânt, of. Of este o prepoziție, de exemplu the color of the pen, culoarea stiloului. Al treilea, and. And înseamnă și, you and I. 4. A. A este de fapt articolul nehotărât, de exemplu a pen, un stilou, a teacher, o profesoară. 5. Prepoziția to. To arată direcție. De exemplu, I go to work. Mă duc la lucru sau spre lucru. 6. In. I am in the house. In. În casă. 7. Is. Is este verbul a fi conjugat la persoana a treia. She is beautiful. De exemplu, ea este frumoasă. 8. You. You înseamnă tu sau dumneavoastră. You're watching this video right now. 9. That. That is a beautiful car. Aceea este o mașină frumoasă. 10. It. It is a pen. Acesta este un stilou. 11. He. He este de fapt pronumele el. 12. Was. Was este forma verbului a fi la trecut, pentru singular. De exemplu, I was born in Moldova. Eu am fost născută sau m-am născut. 13. For. This is for you. For înseamnă pentru. 14. On. My hands are on the table. On este prepoziția care înseamnă pe. 15. Are. Are este verbul a fi la plural. We are fantastic. Noi suntem fantastic. 16. As. As poate fi tradus ca cuvântul ca, de exemplu, I speak as my mother does. Eu vorbesc așa cum vorbește și mama mea sau ca mama mea. La fel, as poate fi auzit într-un astfel de context. This pencil is as long as this one. Acest creion, bine, nu-i creion, dar ok, acest creion este la fel de lung ca și ăslau. 17. With. With înseamnă cu. With my parents. Cu părinții mei. His. His înseamnă al lui. His car. Mașina lui. 19. They. They înseamnă ei sau ele. They are a nice family. Ei sunt o familie frumoasă. 20. I. I înseamnă eu. 21. At. At poate fi tradus ca prepoziția la. I am at home. Eu sunt acasă. I am at school. Eu sunt la școală. 22. Be. Be este verbul a fi la infinitiv. To be or not to be. A fi sau a nu fi. 23. This. This is a phone. Acesta, aceasta. Asta poate fi traducerea. 24. Have. Have este verbul a avea. De exemplu, I have a nice lipstick. 25. From. Where are you from? De unde ești tu? From ar fi tradus ca de sau direcția de undeva. 26. Or. Or este tradus ca sau. This or this. 27. One. Cred că nu trebuie traducere. 28. Had. Had este forma trecută a verbului a avea. Yesterday I had bad mood. Ieri am avut dispoziție proastă. 29. Avem cuvântul buy. Buy are diferite traduceri și sensuri în funcție de context, dar o să-ți dau un exemplu. This book was written by George Orwell. Această carte a fost scrisă de către George Orwell. 30. Word, ceea ce înseamnă cuvânt. You have my word. Îți dau cuvântul meu. 31. But. But înseamnă dar. I want to go there, but I'm tired. 32. Not. Not este o negație și înseamnă nu. This is not blue, it's yellow. 33. What. What is your problem? What înseamnă care sau ce. 34. All, care înseamnă tot sau toate. All my life. Toată viața mea. 35. Where. Where este forma trecută a verbului a fi. We were happy. Noi eram fericiți. 36. We, pe care l-am folosit în exemplul precedent. We înseamnă noi. 37. When. When înseamnă când. When were you born? Când te-ai născut. 38. Your. Your înseamnă al tău, al dumneavoastră sau al vostru, la plural. What's your name? Care este numele tău? 39. Can. Can este un verb modal și înseamnă a putea. I can sing. Eu pot cânta. 40. Said. Said este forma verbului a spune, say, la trecut. Deci said înseamnă am spus sau ai spus. I said it was okay. Am spus că e ok. 41. There. There is a house. There înseamnă acolo. 42. Use. Use este verbul sau substantivul a folosi sau utilizare. Can I use my credit card? Pot să folosesc cardul meu de credit? 43. An. An este un articol nehotărât, la fel ca și a, și poate fi folosit atunci când vorbim de substantive la singular. De exemplu, an English teacher. 44. Each. Each înseamnă fiecare. We love each other. Ne iubim unul pe altul. 45. Which. Which înseamnă care. Which one is your favorite? Care e preferatul tău? Yellow or blue? 46. She. She este pronumele ea. 47. Avem verbul do. Do ca verb înseamnă a face. De exemplu, I do my homework. Eu îmi fac tema de acasă. La fel, acest verb foarte des este folosit ca un verb auxiliar. De exemplu, do you speak English? 48. How. Cum în traducere. How do you speak English? Cum vorbește engleza? 49. Avem cuvântul there. There înseamnă al lor. Their child, copilul lor. 50. If. If înseamnă dacă. If I were a millionaire, what would I do? 51. Avem verbul will. Este un verb auxiliar pe care îl folosim când vorbim despre viitor. I will help you. Te voi ajuta. 52. Up. Prepoziția care înseamnă în sus. De exemplu, urci în ascensor și întrebi: You're going up? Mergeți sus? 53. Other. Other înseamnă altele sau alții, în masculin sau feminin, nu contează. I have other fish to fry. Este o expresie care înseamnă am probleme mai mari decât asta. 54. About. About înseamnă despre. What can you tell me about yourself? Ce poți să-mi spui despre tine? 55. Out. Out înseamnă în afară. De exemplu, get out! Ieși afară! 56. Avem many. Many înseamnă multe, mulți. I have many problems. Am multe probleme. 57. Then. Then înseamnă apoi. In the morning I wake up, I wash my face, then I brush my teeth. Apoi îmi spăl dinții. 58. Them. Them înseamnă pe dânsii. De exemplu, my parents are old and I want to help them. Părinții mei sunt în vârstă și eu vreau să-i ajut pe ei. 59. These. These înseamnă aceștia sau acestea. De exemplu, these flamasters are made in China. Aceste careuci sunt făcute în China. 60. So. So este o conjuncție și înseamnă deci. De exemplu, it's raining outside, so you need an umbrella. 61. Some. Some are diferite traduceri, dar în general poate fi tradus ca niște, câtva, careva, ceva. De exemplu, I have some water in my cup. Am niște apă. Sau, I have some markers on my table. Am niște markere. 62. Her. Her poate avea două sensuri, al ei sau pe dânsa. De exemplu, this is her car. Aceasta este mașina ei. Sau, I really want to help her. Într-adevăr, vreau să o ajut pe dânsa. 63. Would. Would, în general, înseamnă aș. I would go to the sea. Eu aș merge la mare. 64. Make. Make este verbul care înseamnă a face. De exemplu, I like it when people make compliments. Îmi place când oamenii fac complimente. 65. Like. Like poate fi ca verb și înseamnă a-ți plăcea ceva. For example, I like coffee. Îmi place cafeaua. La fel, acest cuvânt poate fi întâlnit în context atunci când comparăm ceva. You talk just like your mother. Tu vorbești exact ca mama ta. Deci în acest context îl avem tradus ca cuvântul ca. 66. Him. Him înseamnă pe dânsul. She loves him. Ea îl iubește pe dânsul. 67. Into. Into este foarte similar cu in și înseamnă în. I want to go into your mind. 68. Time. Time înseamnă timp. I have no time. Nu am timp. 69. Has. Has poate fi tradus ca are. Este de fapt verbul a avea conjugat la persoana a treia singulară. She has a big family. Ea are o familie mare. 70. Look. Look este verbul a privi, a te uita. De exemplu, look at me. Uite la mine. 71. Avem cuvântul to. Number 2. 72. Avem cuvântul more. More înseamnă mai mult sau mai multe. For example, I really want more free time. Chiar vreau mai mult timp liber. 73. Write. Write este un verb și înseamnă a scrie. How often do you write emails? Cât de des scrii e-mail-uri? 74. Go. Go este un verb și înseamnă, în general, a merge. Where do you want to go on your holiday? Unde vrei să mergi în vacanța ta? 75. See. See este iarăși un verb și înseamnă a vedea. Do you see me? Mă vezi? 76. Number. Number înseamnă număr. 77. No. No înseamnă nu, atunci când răspunzi cuiva. Do you smoke? No. 78. Way. Way este un substantiv și înseamnă drum, cale, metodă. De exemplu, can you tell me the way to the gas station? Poți să-mi spui cum poți ajung la stația de alimentare? 79. Could. Could este un verb modal și înseamnă a putea. I could help you. Te-aș putea ajuta. 80. People. People înseamnă oameni sau persoane. De exemplu, I really like to talk to people who read. Într-adevăr îmi place să vorbesc cu persoanele care citesc. 81. My. My înseamnă al meu. De exemplu, this is my book, 82, then. Then înseamnă decât și poate fi folosit în contexte comparative, atunci când compar ceva. For example, I am taller than my sister. Eu sunt mai înaltă decât sora mea. 83. First. First înseamnă primul. De exemplu, what was your first job? Care a fost primul tău job? 84. Watered. Watered înseamnă apă. Be water, my friend. Be water, my friend. 85. Been. Been este participul trecut al verbului a fi și îl vei întâlni în astfel de contexte precum have you ever been abroad? Ai fost vreodată peste hotare? 86. Call. Call poate însemna apel sau ca verb a suna. Can you call me? Or I'll give you a call. Te voi suna. 87. Who. Who înseamnă cine. Who are you? Cine ești? 88. Oil. Oil poate însemna atât ulei cât și petrol. For example, we use oil to produce fuel. Folosim petrol pentru ca să producem combustibil. 89. It's. It's înseamnă al acestuia sau al acesteia. De exemplu, this is a notebook and its color is orange. Culoarea acestuia este oranj. 90. Now. Now înseamnă acum. Tell me right now. Spune-mi chiar acum. 91. Avem verbul find. Find înseamnă a găsi sau a considera. De exemplu, I find this book really interesting. Îmi pare această carte destul de interesantă sau găsesc această carte foarte interesantă. 92. Avem cuvântul long. Long poate să însemne evident lung, dar poate însemna și mare. For example, it was a long day. 93. Avem cuvântul down. Down înseamnă în jos. Același exemplu cu ascensorul. Urci în ascensor și întrebi, are you going up or down? Mergeți în sus sau în jos? 94. Day. Day înseamnă zi. Have a wonderful day. Să aveți o zi minunată. 95. Avem verbul did. Did ca verb aparte înseamnă a face la trecut. De exemplu, yesterday I did my homework. Ieri mi-am făcut tema de acasă. La fel, verbul did poate fi folosit ca auxiliar. De exemplu, did you have a good day? Ai avut o zi frumoasă? 96. Get. Get este un verb foarte polisematic, dar în general poate fi tradus ca a ajunge, a obține. De exemplu, I want to get your attention. Vreau să obțin sau să iau sau să primesc atenția voastră. Un alt context ar fi how can I get to the petrol station? Cum pot să ajung la stația de alimentare? 97. Un alt verb, come. Come înseamnă a veni sau a ajunge. I come home every day at 8 o'clock. În fiecare zi ajung acasă la orele 8. 98. Made. Made este forma trecută a verbului make, a face. De exemplu, yesterday I made a mistake. Ieri am făcut o greșeală. Sau, this flamaster is made in China. 99. May. May înseamnă a putea. De exemplu, may I help you? Pot să vă ajut? 100. Part. Part înseamnă parte. De exemplu, privești filmul tău preferat și spui this is my favorite part. Asta e secvența mea preferată. Astea sunt cele 100 de cuvinte cel mai des întrebuințate în forma scrisă în limba engleză. So let's do this. Noi români spunem când o să zboare porcii, da? Sunt căscată și uiți, pornesc microfonul. So I went bananas like, ah! Four, da? Normal, four. My Romanian sucks, I'm sorry. Hello fantastic people, eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom vorbi despre 10 expresii idiomatice des folosite în engleză. Let's go! Hai să definim ce aia o expresie idiomatică. Eu o să întreb Google-ul ca să vă citesc o definiție cât mai corectă. Google it. Let's Google it. Așa, Wikipedia, dar să vedem ce spune. În frazeologie, o expresie idiomatică este o unitate frazeologică constituită dintr-o îmbinare de cuvinte cu un grad relativ mare de fixitate, care se opune prin aceasta unei îmbinări libere de cuvinte sau a unei unități frazeologice cu un grad mic de fixitate. What? What? What is she talking about? I didn't understand a one word you said. I already regret asking Wikipedia because I didn't get anything. Eu nu prea am înțeles ce vor. Cu toate că eu știu ce înseamnă expresie idiomatică, de exemplu, mie nu-mi este clar. Thank you, Wikipedia. You can go home, you're drunk. I'm drunk. You're drunk. Everybody's drunk. Deci o expresie idiomatică este o expresie combinată din câteva cuvinte combinate care nu au același sens pe care credem noi din start că l-are. De exemplu, noi români spunem când o să zboare porcii, da? Evident că nu mă refer la faptul că în ziua când o să zboare porcii, da? Mă refer la faptul că niciodată nu se va întâmpla lucrul dat. Someday you'll thank me. Yeah, when pigs fly. Sau toarnă cu găleata, da? Asta înseamnă că plouă foarte mult. Nimeni nu toarnă nimic cu găleata. Exact așa expresie avem și în engleză și ele sunt o grămadă. Like a lot, a lot? Yes! Eu am ales pentru tine 10 cele mai frecvente expresii de acest gen. Frecvente în sens că eu foarte des le aud și le văd în cărți chiar și pentru nivele medii și mici. The first expression, go bananas. Go bananas. This one means to go crazy, to become very, very mad or angry, or simply to go crazy, you know, like to freak out. Frustrated, I feel it coming on! Don't you do it, young man. I think I'm gonna go bananas! Do not go bananas. It's gonna happen! Ooh, I'm gonna go bananas! Bananas. Do it, Steve. Go bananas. Sounds like Steve's going bananas again. For example, I always go bananas when I see that my kitchen is a mess. I hate this, like I get crazy instantly. Banana! Banana! Or, I shot a video last week for an hour and a half and I did a great job in doing it, but in the end of it, I realized that I had forgotten to turn on the microphone. Oh, somebody kill me, please! I remember this case because it really happened to me. So when I realized that, I went bananas. Deci când am filmat video ăsta de o oră jumătate și mi-am dat seama că nu porniserăm microfonul, m-am enervat strașnic. So I went bananas, like, ah! Observă că go bananas este la prezent, dar eu am dat exemplul meu cu trecutul. Deci went bananas. Am conjugat verbul la trecut pentru că el e neregulat. Number two, icing on the cake. The meaning of this idiom is actually kind of self-explanatory in the words icing on the cake. Think about it. The cake is already good. I love cake so much! But when you have icing on top of it, it's already better. În primul rând, ce înseamnă icing, ca să clarific? Asta este crema sau topping-ul care îl punem deasupra la prăjitură sau la tort, da? În mod normal, frișcă sau cremă, crema de mascarpone, ceva de genul. Sau o situație, ne referim la o situație care deja este bună, dar se întâmplă ceva care e așa ca un adaos și face și mai bună, și mai frumoasă. It felt so great. I just wanted to go in and hit 4 for 4 and qualify for Worlds one last time, and winning was just icing on the cake. De exemplu, eu căutam să-mi cumpăr această nuanță de lipstick, yes? I was looking for it și am găsit-o și eram foarte fericită. But icing on the cake, it was 50% off. Adică, pe lângă faptul că eram bucuroasă că am găsit lipstick-ul pe care îl căutam, încă și l-am luat la 50% reducere. Icing on the cake. Nu știu dacă este vreun echivalent în română. Eu știu de colac peste pupăță, dar nu știu dacă se potrivește aici, pentru că my Romanian sucks, I'm sorry. Așa că scrieți în comentarii dacă știți echivalentul acestei expresii în română. Number 3. Bite off more than you can chew. Bite înseamnă a mușca. Bite, bite off, a mușca și a rupe din ceva. More, mai mult, than you can chew, decât tu poți să mesteci sau să rugumi. What does that even mean? To bite off more than you can chew. This is like to try to do something that is hard to achieve or hard to get. What exactly are you saying? Maybe we can't handle this. Maybe we're biting off more than we can chew. Iarăși, cuvintele acestei expresii cumva ți-ar spune ce înseamnă ea. Atunci când muști o bucată de măr mai mult decât tu ai spus să rugumi. Deci când îți asumi un task mai mare și mai complicat decât tu ai face față. Just my job, you know, it's all these people dependent on me, tens of millions of dollars at stake, you know, it's sometimes I feel like I've bitten off more than I can chew, you know. You're a man with large appetites. This happened to me when I was in the United States because I had my primary first job, but I took one more job and then the third one. Deci eu aveam 3 joburi. So I clearly bit off more than I could chew then. So we probably bit off more than we could chew. We could bite them? I didn't know we were allowed to bite them. That's an expression. Shock. So, observ apropo că am transformat această expresie la trecut. Deci, bite e prezent, la trecut e bit. I bit off more than I could to. Deci could, verbul can e la prezent, în trecut cât puteam, deci could to. Or another example, if you want to learn English to speak it fluently in 1 month, you are clearly biting off more than you can chew. Be realistic, okay? Apropo, dacă știți echivalentul acestei expresii în română, aș fi bucuroasă să-l citesc. Scrieți în comentarii! Number 4. When pigs fly. We have it in Romanian, so I'm pretty sure you know what it means. So this is like something is never going to happen, never gonna happen, or it's impossible to take place. You know, Smithers, I think I'll donate $1 million to the local orphanage. When pigs fly. For example, if you lend money to a friend, dacă i-ai împrumutat unui prieten bani, you can expect the money when pigs fly. Unfortunately, that's the true case for very many people. Never lend money. Now give me my money back! Number 5 is very interesting. It's raining cats and dogs. This one means that it's raining really heavily, like it's a lot of rain outside. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Ce e interesant cu expresia It's raining cats and dogs este originea acesteia. Sunt multe versiuni, dar se spune că ea se trage din secolul XVII și a fost menționată în mai multe texte scrise, cum că în timpul ploilor puternice în Anglia, în special în Londra, erau văzute foarte multe animale moarte care au fost duse de ploaie, respectiv pisici și câini. Și respectiv de acolo se trage fraza că dacă plouă tare, da, asta spală din toate regiunile Londrei, vă dați seama, secolul XVII, nu cred că era în starea în care este astăzi. There were even more animals than people. Dirt was a fact of life. The streets were like sewers. Disease was everywhere. Spală toate animalele sau trupurile animalelor care erau decedate. So, it's raining cats and dogs. Wow! It's raining cats and dogs out there. Mai era o versiune pe care am citit-o cândva, cum că în timpul ploilor puternice, stăpânii vroiau să fugă, da, din orașele unde putea să fie inundație și respectiv scoteau pe geam toate lucrurile de care aveau nevoie, inclusiv și animalele de companie, pisicile și câinii, respectiv le aruncau și de aceea și putem să spunem că it was raining cats and dogs because you could see dogs and cats falling from the sky. Dar toate acestea sunt speculații și nu se știe dacă într-adevăr asta este originea reală a acestei expresii. Cum și sunt multe alte expresii pe care le avem în engleză. Nu putem să spunem cu certitudine de unde s-au tras ele. Dar e curios acest fapt, nu? Wow, it is raining cats and dogs out there. Number 6. Break a leg. Dacă ai examen mâine, eu o să-ți spun break a leg. Știi de ce? Pentru că break a leg înseamnă mult succes, să ai mult noroc, să-ți meargă. Colonel, you'll forgive me. I must prepare. Of course. Break a leg. Thank you so much. So, break a leg means good luck, like I'm wishing you luck in your upcoming performance or whatever challenge you have. Break a leg! Hey, makes blankets. It's okay. Hey, break a leg. Good luck. Break a leg. Care e echivalentul în română? Eu nu știu, poate voi știți, scrieți în comentarii. Number 7. Costs an arm and a leg. First of all, arm, it's this part of the body, like this is your hand and this is the arm. Arm înseamnă braț, nu mână. So, arm and a leg, like let me try to show you a leg, yeah? So, leg, costs an arm and a leg, ceva care costă cât un braț și un picior, costă foarte mult, pentru că cred că nu o să încerci să-ți vinzi mâna și piciorul pentru ceva, deci extrem de mult. This is an advanced computer system, costs an arm and a leg. What are you doing? They charge an arm and a leg for that stuff. Și nu pot să vă dau așa un price range pentru această expresie, adică nu pot să zic ceva ce costă peste $1000, costă an arm and a leg. Ea se folosește cu sensul de că ai plătit sau ceva costă mai mult decât ar trebui să coste. Cost me an arm and a leg. It's got GPS navigation, 200-watt stereo system. De exemplu, dacă vrei să cumperi un tricou și el costă 70 de euro, well, it costs an arm and a leg, pentru că nu e cam normal un tricou să coste 70 de euro. Sau dacă vrei să-ți cumperi o mașină care costă cu 10.000 de euro mai mult doar pentru că este un brand cunoscut, you can also say it costs an arm and a leg. For example, I really want to buy a new camera for my videos, but it costs an arm and a leg. Very, very, very expensive. Și iar, dacă stau să mă gândesc, eu nu cred că cunosc în română vreo expresie cu sens similar, dar s-ar putea să greșesc, poate voi știți. Number 8. Yes, 8, not 9. To hit the nail on the head. Probabil dacă nu ați fi văzut această imagine, v-ați fi gândit că nail înseamnă unghie, pentru că într-adevăr cuvântul dat fie înseamnă unghie, fie înseamnă țintă. So, to hit the nail on the head, așa, bați ținta exact acolo cum trebuie, adică în țintă. Și înseamnă această expresie să fii foarte corect în a exprima un gând despre ceva, adică să nimerește așa în țintă cu cuvintele pe care tu vrei să le spui. You're absolutely right, sir. You've hit the nail right in the head. For example, someone says a really good toast at a wedding that makes everyone become emotional and maybe cry. So that toast hit the nail on the head. What would you say I do best? That's easy, Fred. You can stow away more food than anybody I know. That's it. That's it. You hit the nail on the head. Number 9. Don't judge a book by its cover. This one is super simple and I'm sure you've met it. This simply means do not judge by appearances. Deci nu judeca după aparențe, pentru că asta e greșit, evident. I just don't have the patience for people who judge books by their cover. And you shouldn't have to. Deci nu poți să spui cum este o persoană de fapt doar uitându-te la felul în care arată ea, sau nu poți spui cum este un lucru doar văzând sau descriind felul în care acesta arată. De exemplu, dacă eu aș primi la restaurant o pizza care arată foarte dubios and I don't really want to eat it, but when I try it, I see that it's actually delicious, so I shouldn't judge the book by its cover. Don't judge a book by its cover, man. I can throw these things, all right? Never judge a book by its cover, honey. Dad, this book doesn't even have a cover. Number 10. Cry over spilled milk. Yo, what are you doing? George, your milk went bad. Dad, what are you doing? It's a stick-up. I ain't going back in the refrigerator. Put the money in the bag. I love this expression and you can use it in very many situations. So think about it. If you cry over spilled milk. Apropo, spilled este participiul verbului spill, care înseamnă a vărsa. Deci, atunci când verși lapte jos, evident că n-ai cum să întorci timpul înapoi, nu poți să schimbi această situație și nu are sens să-ți pară rău de ceea ce deja s-a întâmplat. Asta și este sensul acestei expresii. So, to cry over spilled milk means to be upset about the things that were already done and you cannot go back in the past and change them. Don't cry over spilled milk. Don't cry over spilled milk. There we are. Who's crying over spilled milk? So to cry over spilled milk means to be upset about the things that were already done and you cannot go back in the past and change them. Similar mai este expresia you can't unring a bell. I'm so sorry. No, you're right. My feet are long and stupid. You can't unring that bell. Oh, no. Țin minte, ți-am spus la începutul acestei lecții că săptămâna trecută am filmat un video o oră jumătate și doar la sfârșit mi-am dat seama că nu porniserăm microfonul. Respectiv, dacă vreau să spun că, uite, mi-a părea foarte rău de ceea ce s-a întâmplat, I was crying over spilled milk because I couldn't change the situation. Cât nu m-aș fi enervat și frustrat, nu puteam să schimb situația faptului că sunt căscată și, uite, pornesc microfonul. Și asta mi se întâmplă foarte des. So let's revise the 10 idiomatic expressions that we've learned today. Number 1 was go bananas. This means to go crazy. 2. Icing on the cake. This is a situation that is like a bonus to something good that already happened. 3. Bite off more than you can chew. This is taking a task or responsibilities that are bigger than you can take, more than you could be able to handle. 4. When pigs fly. Something that will never happen or impossible to happen. 5. It's raining cats and dogs. It's raining heavily, like a lot of rain. 6. Break a leg. This means good luck. 7. Costs an arm and a leg. Something that is super expensive or it costs too much money for the value. 8. To hit the nail on the head. To be precisely accurate about saying something. În rusă se spune в точечку. 9. Don't judge a book by its cover, like don't judge by appearances. 10. Cry over spilled milk. To regret about a situation that you can't change because it's in the past. You know, I'm good at speaking English, but grammar is not my cup of tea. I always dress to kill for my YouTube videos. At least I try. Sometimes I fail. Как обычно, eu pot vă dați fac intro fără a mă bâlbâi. Nu număra ouăle înainte de... număra ouăle. Și am eu cu ouăle azi. Hello Fantastic People, eu sunt Rita de la Fantastic English. Am făcut anterior un video cu 10 expresii idiomatice care vouă v-a plăcut și am decis să vă mai aleg 11 expresii des folosite. De aceea astăzi vorbim despre 11 expresii idiomatice des folosite în engleză. Let's go! Number 1. Don't put all your eggs in one basket. Această expresie are echivalent direct și în română. Cel puțin eu l-am auzit. Nu pune toate ouăle într-un coș. That is not a plan. You ever hear not putting all your eggs in one basket? You know what our mistake was here? Is that we put all of our friend eggs in one basket. Yes. Sensul ei este don't put all your resources into one thing. Don't count on one thing and have no other backup plan, for example, or plan B. We're not going to make it to the tunnel. Go to plan B. We're going to plan B. What plan B? Deci, cumva ar fi sensul să nu-ți pui toate șansele, toate resursele și tot efortul într-o singură direcție. Încearcă să ai așa mai multe scenarii pentru a te asigura că o să găsești o soluție dintr-o situație complicată eventuală. Truth be told, we can't put all our eggs into this basket. It did not like that. De exemplu, dacă cauți job și vrei într-adevăr să găsești o poziție bună care să ți se potrivească, ar fi o idee bună să trimiți CV-ul tău la mai multe companii, nu doar la una. Deci dacă tu ai trimite CV-ul la o singură companie, eu aș spune don't put all your eggs in one basket. Send your resume or send your CV to many other companies. Let's get a plan B. You got a plan B? Number 2. Dressed to kill. We use this expression to say that somebody has put on clothes and like is dressed intentionally to make a good impression on someone. She looks beautiful. Yeah, she does. Or that someone is wearing really nice looking clothes intentionally to attract some other people's attention. Here he is, the one and only winner of the Gemini Croquet Contest. This boy is huge like fire. So stop melting, ladies, because the boy is hotter than hot. He's hot. De exemplu, dacă o femeie vrea să meargă la o petrecere și știi că acolo va fi o persoană sau persoana aia care trebuie să-i atragă atenție, she's gonna be dressed to kill or she will dress to kill. Adică se va îmbrăca să îl dea gata, să îl dea jos. Number 3. Hot potato. Very hot potato. And we use this idiom to refer to a controversial situation that is normally awkward and people avoid talking about it. To talk about political situation. Let's start with real hot potato. Do you believe in Obamacare? Efectiv un subiect așa, tabu, pe care lumea evită să-l menționeze. For example, the issue of abortion is a hot potato in many countries. We don't talk about it. Or, for example, equal sex pay is a hot potato in our parliament. Number 4. Speak of the devil. And we use it when someone comes up unexpectedly while we talk about that person. So, for example, you talk about your best friend with somebody else and then, bam, she comes through the door. Here's Johnny. And you didn't expect that to happen. Tommy, it sounds funny saying this, but my son is going to be your new brother. Brother? I'm gonna have a brother? I've always dreamed about having a brother. Speak of the devil. Brother? I'm Paul. Brothers don't shake hands. Brothers gotta hug. În română știu că, cel puțin am auzit așa versiune, se spune vorbești de lup și lupul la ușă. Nu știu, poate am inventat eu această expresie, dar îmi pare că am auzit-o. Dacă știți voi un alt echivalent mai potrivit, scrieți-l vă rog în comentarii. Let me give you an example. Dacă toată ziua o sun pe sora mea și nu-mi răspunde la telefon și în timp ce eu întreb pe mama, unde-i sora mea? Like, where is my sister? Hop, ea deschide ușa și intră în casă și eu zic, oh, speak of the devil. It's really good for Ralph. Andrew. Speak of the devil. Hey guys! Hey! Apropo, această expresie poate fi folosită atât în context negativ cât și pozitiv. Adică, în acest context, e cumva pozitiv, că iată, în sfârșit te-am găsit. Dar poate fi de genul, oi, speak of the devil, da, cumva nu m-am așteptat persoana să vină, m-a luat cumva prin surprindere. Și cel mai des această expresie se va potrivi situațiilor când lumea bârfește despre cineva și acea persoană care este bârfită, apropo, a bârfi, ce gossip în engleză, like, to gossip about someone. Acea persoană care e bârfită apare, da, cumva la orizont. Speak of the devil. I thought I smelt a rat. Meg. Speak of the devil. Meg, my little. Number 5. Not my cup of tea. Not my cup of tea nu înseamnă noi ceașca mea de ceai, evident că în sens metaforic, dar se referă la ceva ce nouă nu ne place. So something that you don't like is not your cup of tea. Missed the show, by the way. I'm so sorry, Kevin. Okay. It's not exactly your cup of tea. If, for example, you don't really like watching films, you will say, you know what, watching films is not my cup of tea. That last Hunger Games was not my cup of tea. Sau, de exemplu, să spunem că tu ești bun în conversație în engleză, dar nu prea bun la gramatică. Și o să zici, you know, I'm good at speaking English, but grammar is not my cup of tea. Ladies, it's been brought to my attention that I may not be your cup of tea. Some of you consider me even a little pushy, so I guess this is goodbye. And by the way, putem folosi această expresie fără a folosi verbul în negativ sau fără a pune acest cuvânt not. Poți să spui that, I don't know, football is not my cup of tea and skiing is my cup of tea. Adică mi se potrivește, schiatul îmi place. You are precisely my cup of tea. Number 6. Piece of cake. It's a piece of cake. Noi spunem, e floare la ureche, dar ei spun, e o bucată de tort. So, it's a piece of cake means that something is super, super easy. Easy to be done, easy to be accomplished, like super easy. Piece of cake. Piece of cake, Quill. Piece of cake. For example, shooting YouTube videos is a piece of cake. Așa pare. Sau, de exemplu, ai avut un test la școală și te așteptai că o să fie dificil, dar în timp ce îl faci îți dai seama că e mult mai ușor decât te-ai așteptat. And you can say, you know what, this test is actually a piece of cake. How are you doing over there? Piece of cake! I guess we just sit here? Piece of cake. Very important. Don't say in English, this is flower at the year, ok? Eu am avut cazuri când studenții traduceau această expresie cu așteptarea că ea există și în engleză și când le spuneam că no, 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 it's a piece of cake, ei erau cumva... De ce nu există? Este floare la ureche în engleză. De atâta. Pentru că limbile diferă și sensul metaforic care îl avem noi în română nu întotdeauna o să fie și în engleză, așa că obișnuiți-vă cu asta și evitați traducerea directă. To be all ears. Ești tot acoperit cu urechi. Da, ca să memorăm mai ușor. De fapt, aceasta e simplă de înțeles pentru că e tare, tare similară cu felul în care spunem noi această idee în română. Sunt ochi și urechi. În română zicem sunt ochi și urechi, în engleză sunt doar urechi. So, I'm all ears. Și înseamnă, evident, I'm listening attentively or I'm very attentive to what you want to tell me. In that case, allow me to propose another proposition. I'm all ears. What do you want for him? I'm all ears, let's talk. Or you want to say that you pay special attention to something. Listen you, I'm all ears. Eu, de exemplu, iubesc foarte mult complimentele și când cineva începe să-mi spună ceva frumos în adresa mea, I'm like, I'm all ears, hai, zi mai mult, tell me more, I want to hear it, I'm all ears. Sau într-un sens așa mai serios, dacă angajatorul îți dă un task și îți spune fii atent ce trebuie să faci, you can say I'm all ears, adică arăți, dai dovadă de profesionalism, ascult, atent și o să țin minte tot ce îmi spuneți. Pe ureche o să întrești, pe alta să iasă. De obicei așa e. Number 8 is quite easy. To kill two birds with one stone. Dacă o citești atent, probabil deja ți-ai dat seama care este echivalentul în română. În engleză noi ucidem două păsări odată, dar în română noi prindem doi iepuri odată. Deci tot sunt două animale, și acolo, și acolo. I've got an idea that might kill two birds with one stone. Clever Perry. Kill two birds with one stone. Sensul este identic. Atunci când reușești să faci două lucruri, două task-uri sau să reușești pe două fronturi cu o singură acțiune. Two problems, one stone. So basically you succeed in achieving two things with one single action, like you're super efficient. Respectiv, în exemplu, I killed two birds with one stone and on my way to work I took my daughter to the kindergarten. Nu înseamnă că în timp ce mă duceam la lucru am omorât două păsări, am dus fetița mea la grădiniță și am ajuns și la job. Dar înseamnă că am prins doi iepuri odată prin faptul că m-am pornit la job și pe drum am dus-o pe ea la grădiniță. Deci, cred că sensul e clar. Can we somehow throw Tahani under the bus? That would be a classic two birds with one stone scenario. Plus, I'd get her house. Number 9, to see eye to eye, but with someone else. This expression means to agree with someone, to be with someone on the same page. Apropo, asta este o altă expresie, acum vă explic și pe ea. Deci, to see eye to eye înseamnă a fi de acord cu cineva, avea aceeași opinie ca și, sau poziție ca și altă persoană. Or Mr. Melnick, I'm glad Ukraine and the United States were able to see eye to eye. Some consider usury distasteful, dishonorable, pure nonsense, of course. I'm glad we see eye to eye on this matter. For example, I quit my job because I didn't see eye to eye with my boss, which means am lăsat jobul pentru că nu mă înțelegeam cu angajatorul meu sau nu aveam aceeași opinii ca și el. Deci aveam neînțelegeri. We are never going to see eye to eye. You know, my mother and I sometimes didn't see eye to eye, but at the end of the day we always said, don't go to sleep with the frown in your pocket. Ugh, Liz, you don't know anything about mothers. Or another example, I believe that in order for a family to be happy, the husband and the wife have to see eye to eye. Absolutely right. Această expresie, to see eye to eye, este echivalentă cu o altă expresie idiomatică pe care eu n-am pregătit-o, dar vă spun. So, to be on the same page as someone. În traducere directă, a fi pe aceeași pagină cu altcineva sau a fi în pas sau pe aceeași poziție ca și altcineva. Deci, efectiv, are același sens, a fi de acord cu cineva. We are on the same page, my friend. Okay, we're on the same page. Are we on the same page? Yeah. We're on the same page. Deci recapitulăm, to see eye to eye și similar, to be on the same page with someone. Number 10, look like $1,000,000. It means what I just showed you. Look like $1,000,000 to look really, really well in order to impress someone. I never wear buttons, but I got a cool hat, and my homies agree I really look good in black, fool. This one is very similar to the expression dressed to kill that we already mentioned today. Now you're gonna go in there, yeah, look like $1,000,000. Yeah. And you're gonna slam that. Also, to look like $1,000,000 is used when someone is wearing clothes that are super extravagant and maybe expensive. Deci, efectiv, arăta scump, arăta așa, luxos, frumos. Și această expresie nu are conotație negativă, nici de cum. Deci dacă îi spui cuiva, wow, you look like $1,000,000, îi faci un compliment, îi spui că arăți de milioane, arăți foarte bine. 11. Don't count your chicken before the eggs have hatched. Asta e mai lungă, așa că hai să mai citim o dată mai încet. Don't count your chicken before the eggs have hatched. What? Deci cumva traducerea directă ar fi nu număra puii atâta timp cât ei încă nu au reușit să iasă din ou, da? Să se nască, să apară pe fața pământului. And what's the meaning of this expression? Like, don't make plans based on events that may or may not happen. No, I'm just trying to see if I can get these solar panels hooked up. Oh, that'd be so sweet! Good for you, bro! Well, let's not count our chickens before they hatch. Well, if anyone can do it, you can. Știți, asta e cam povestea pe care eu i-am citit fiicei mele aseară, acuș. Ia câtă-o, povestea, Lăptăreasa se numește. Deci e vorba de o fetiță care avea un ulcior cu lapte pe care vroia să-l vândă la piață. Și în timp ce mergea ea spre piață, ea se gândea ce o să fac cu banii pe care o să-i câștige în urma vânzării acestui ulcior cu lapte, da? O să crească niște pui, după aia cu banii care o să-i facă după ce o să vândă pui, o să cumpere un purceluș. Purcelușul o să-l crească, pe care ulterior o să-l vândă și o să poată să cumpere o vacă și un vițeluș. După aia, din cauza că o să aibă lapte, o să poată să facă diferite brânzeturi. Și în timp ce ea se gândea la asta, a căzut jos și a spart ulciorul cu lapte. Deci, această poveste ilustrează această expresie. Don't count your chicken before the eggs have hatched, da? I think we've got him, sir. And the wind favors us this time. Don't count your eggs before they're in the pudding, Mr. Calvin. Noi spunem în română cumva toamna să număr boboci, adică nu te apuca să numeri înainte sau să anticipi sau să spui ce ar putea să se întâmple, fără ca lucrul ăsta să ai siguranța că el o să se întâmple. Știu că v-am promis 11 expresii, but take another one, like, why not? the apple of my eye. Să încercați să înțelegeți sensul acestei expresii din context. You know, my daughter is the apple of my eye. And also my husband is the apple of my eye. Oh, look who it is, my husband, the apple of my eye. So we use this expression to refer to someone or to something that is very precious. Precious. Și apropo, nu e obligatoriu să vorbim despre o persoană, cum ar fi fiica sau soțul meu, care îmi sunt foarte dragi mie. Eu pot să spun că, you know, English is the apple of my eye. Și această expresie este similară cu my cup of tea. Like, English is my cup of tea, English is the apple of my eye. Doar că the apple of my eye cumva așa mai enfatică, mai plină de emoții și mai, mai colorată, mai puternică emoțional. You're the apple of my eye. Apropo, dacă aveți o persoană pe care o iubiți și apreciați că o veți în viața voastră, mergeți la ea și spuneți-i: tu ești mărul din ochiul meu. I know it sounds strange. Ideal este să spuneți în engleză ca să o memorați ambii. You are the apple of my eye. Okie dokie, so let's revise all these expressions. Number one, don't put all your eggs in one basket. Ceea ce înseamnă nu pune toate resursele tale, nu miza cu toate șansele pe care le ai pe un singur lucru. Number two, dress to kill. O folosim când vorbim despre cineva care intenționat s-a îmbrăcat foarte frumos și a făcut-o pentru ca să atragă atenția, like dress to kill. I always dress to kill for my YouTube videos. Damn! At least I try. Sometimes I fail. 3. Hot potato. Această expresie idiomatică se referă la un subiect așa controversat pe care lumea evită să-l discute. For example, masturbation. It's a hot potato amongst many groups of friends or, you know, people. People don't talk about that normally. Number 4. Speak of the devil. Această expresie o folosim când vorbim despre cineva, în mod normal bârfim despre acea persoană și în absența ei, da, o facem și deodată acea persoană apare cumva la orizont, da? Deci speak of the devil. Number 5. Not my cup of tea. Când ceva nu-ți place, spui it's not my cup of tea. Și invers, când ceva îți place sau îți este potrivit, you can say that's my cup of tea. 6. Piece of cake or it's a piece of cake. Asta înseamnă floare la ureche. 7. Tot are treabă cu urechile, to be all ears. Și asta înseamnă sunt ochi și urechi, adică ascult foarte atent. Number 8. To kill two birds with one stone. Adică a prinde două iepuri odată sau a reușit să faci două lucruri cu un singur gest sau cu o singură acțiune. 9. To see eye to eye. We use this expression to say that we agree with someone. Deci suntem de acord cu cineva sau împărtășim aceeași părere sau opinie despre ceva. Number 10. Look like $1 million. Like to look very well, to make a good impression on someone and usually wear expensive, luxurious clothes. Number 11. Don't count your chicken before the eggs have hatched. Adică nu-ți fă planuri bazându-te pe evenimente care pot să aibă loc, dar pot să n-aibă loc. And the last bonus expression, the apple of my eye. Folosită pentru a ne referi la o situație sau la un lucru sau la o persoană care ne este foarte, foarte apropiată sufletului. Dacă ai vreo expresie care ți-a plăcut în special, scrie-o în comentarii și dacă ai vreo sugestie de traducere sau echivalent a acestor expresii în română pe care eu nu l-am menționat, pentru că asta s-ar putea să se întâmple, pentru că eu la română stau tare prost cu traducerea, scriu neapărat în comentarii ca să o citească și alții și să cunosc și eu. Și nu știu dacă mai are rost să-ți amintesc să-mi dai follow mie pe Instagram, pe TikTok și dacă n-ai dat subscribe la canalul ăsta, de ce tu privești aceste videoclipuri fără ca să dai subscribe? Apasă pe buton de subscribe! Hello Fantastic People! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom vorbi despre 27 de acronime în engleză și ce înseamnă ele. Acronym. Know what an acronym is? Not familiar with the acronym KMN? Let's go! Mai mult sau mai puțin, noi toți folosim acronime și abrevieri. Dacă nu prea le folosești în engleză, atunci cu siguranță le-ai întâlnit undeva. Și poate te întrebai, what the heck is LOL or IMHO? Are those words? Pentru că ați cerut, eu am strâns o listă cu 27 cel mai des utilizate acronime și o să-ți spun ce înseamnă ele și cum poți să le folosești. Let's get it started. Number 1. LOL. You responded LOL. Wait. LOL. Smiley face. LOL or LOL, this means laugh out loud. It's basically like I'm laughing really hard. Deci râd foarte mult și este folosit pentru a arăta o reacție la ceva mega nostim. Number 2, LMAO e similar în sens cu LOL, pentru că LMAO înseamnă laughing my ass off. Un pic așa non-formal. Did she say that? Limbaj necenzurat, but that's what it means. LMAO. Laughing my ass off. O să folosești într-un chat, de exemplu, în formă scrisă, când ți-a spus cineva, fie o glumă, fie informații care te-a făcut să râzi și tu râzi sau tu vrei să dai reacții că râzi și vei scrie LOL or LMAO. Dar noi cu toții știm că cei care scriu LOL au o față de genul ăsta. LOL. LOL. You know, not laughing at all. 3. OMG. Cred că știi ce înseamnă asta, like, oh my god. Hailey Hooper, OMG! OMG! Folosit să arăți că ești surprins de ceva sau șocat, like, oh my god! Dar știi ce înseamnă ZOMG? I have no clue. Da, este și ZOMG. ZOMG folosești ca să spui că ești cu adevărat șocat, adică cumva este mai amplificat decât OMG. Number 4. ASAP. Pe asta o știu și eu de vreo 12-15 ani, pe timpurile când exista Yahoo Messenger și ICQ. Dacă n-ați prins timpurile celea, nu-mi scrieți, vă rog, în comentarii că sunt bătrână, că da, mă, sunt bătrână. ASAP înseamnă as soon as possible. Call me immediately. That means ASAP. She wanted me home ASAP. I want you out of here ASAP. Cât de repede posibil. Se folosește foarte des în limbajul cu când scrii un e-mail, deci aștept de la tine răspuns la această întrebare as soon as possible, ASAP. Și folosiți arăți că e urgentă întrebarea. Number 5. BRB. BRB means be right back. Și o folosești când, de exemplu, vorbești cu cineva și spui că uite, eu ies pe 5 minute sau merg 3 minute la baie și mă întorc. BRB. Ok. I'll BRB. BRB. That's short for be right back. Și ca să nu-i dea toate detaliile date, repede scrii BRB și asta înseamnă că te întorci curând. Dacă vrei să termini o conversație, vei scrie CUL sau CYL, ceea ce înseamnă see you later. Sunt două varietăți. Cel mai des se folosește CUL, anumit cu U, pentru că pronumele personal tu, adică you, în abreviere așa și se scrie, pur și simplu litera U. Deci, what are you doing? Ați scris așa, what are you doing? Se referă la tine, you. Prescurtat, asta înseamnă you. 7. NP. NP means no problem. Okie dokie, no problemo. Not a problem. 8. ROFL. This one is similar to 1 and 2. This means rolling on the floor laughing. Rolling on the floor laughing, adică atât de tare râd încât cad jos. Mă prăpădesc de râs. E important când scrii ROFL să ai o față așa. Serioasă. Lumea așa și face. Number 9, TY. Asta, sincer, era nouă și pentru mine. TY este abreviere de la thank you. Are you serious? Iată, îți pare că e prea mult timp pierdut pentru ca să scrii thank you, pui TY. Nu mă întrebați dacă e normal, nu e normal. Știți, oamenii care scriu TY în loc de thank you pe lung sunt din aceeași categorie cu oamenii care scriu în loc de OK, K. Oh, we suffer. All will burn. Ia ca serios, răspundeți-mi, rog, la întrebarea dată, cei care scriu K în loc de OK. Ce ați făcut voi cu tot timpul ăsta pe care voi l-ați câștigat cât nu ați scris litera O și ați scris pur și simplu K? Ce ați făcut în tot timpul ăsta economisit? I'm saving so much time! Like, really? Eu înțeleg celelalte, dar K în loc de OK? My God! Your world will burn. I don't want to live on this planet anymore. Number 10, YW. Din aceeași categorie cu TY, YW înseamnă you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Ești binevenit, cu plăcere. You're welcome. 11. WC. Nu. WC nu înseamnă ceea ce te-ai gândit tu, pentru că folosit în limbajul online, pe social media, el înseamnă wrong conversation. Wrong conversation. Și îl folosești când cineva îți scrie un mesaj și tu îl citești și îți dai seama că nu era pentru tine sau persoana probabil a greșit, trebuia să-l trimată altei persoane. Ups. Respectiv îi scrii înapoi, WC, wrong conversation. Sau invers, tu ai scris un mesaj și după ce l-ai trimis îți dai seama că nu l-ai trimis în chat-ul în care trebuie, da? Mie mi s-a întâmplat, eu sigur că știți s-a întâmplat. Respectiv pui după aia, WC, wrong conversation. Dar dacă persoana nu știe ce înseamnă asta, o să crede că ți-a ieșit din minți și tu scrii WC-ul, abrevierea la WC-ul. Number 12, IDK. This means I don't know. I don't know, nu știu. IDK, what does that mean? I don't know. 13. BF. BF means boyfriend, iubit sau prieten. Apropo, BF înseamnă boyfriend, dar 14, BFF, deci double F, înseamnă best friends forever. Neuromod is your BFF. Odd Packer and I are total BFF. Ooh, Dave, sounds like Leonard's got a new BFF. Și din aceeași categorie, 15, we have GF. GF means, of course, girlfriend. This is Anna. I'm his girlfriend. She's my girlfriend. Mm-hmm. She's the new GF. Big time. 16. BTW. BTW is an abbreviation for by the way. Și by the way înseamnă apropo, printre altele, vroiam să adaug ceva. Relax, Ted. We didn't do anything wrong. And BTW, we'd be out of here by now if you'd have tucked in your shirt. O folosești când vrei să ceri un detaliu. Vorbești cu colegul tău și spui, by the way, how was class today? Pentru că tu n-ai fost la lecție și vei să întrebi, apropo, și cum a fost lecția? By the way. Și persoana îți spune înapoi, oh, we missed you today. Adică, ne-a fost dor de tine, ne lipseai la lecție. Și deodată după asta îți trimite JK. What does it mean? What does it mean? Înseamnă just kidding. All right. JK, LOL. Adică glumesc, folosit deseori în sens sarcastic, dar nu neapărat. JK înseamnă just kidding. Number 18, HBD. HBD înseamnă, fiți atenți. Are you ready? Happy birthday. You gotta be kidding me. No. E că am ajuns în acele timpuri când e greu să scrii happy birthday, e că tocmai greu și mult timp și trebuie să scrii HBD. Deci, dacă nu vrei să dai dovadă unui om cât tare mult îl respecti, dar totuși vrei să-i arăți că ții minte că ziua lui din naștere, scrii HBD. Dar dacă totuși măcar un pic îți pasă de acea persoană, scrie, te rog, happy birthday și pune acolo un balonaș măcar. 19. LMK. This means let me know. Adică ține-mă la curent sau să-mi spui când afli ceva. So, LMK when mom comes. Let me know when mom comes. Ține-mă la curent sau spune-mi când vine mama. Yeah! Oh, yeah! Yeah! This is amazing! Like being in a circus! 20. BLS or BLZ. So this one we use in Romanian. Înseamnă, of course, please. Și sigur că acest acronim este folosit chiar și atunci când vorbim în română, pentru că e ceva foarte comun. 21. SRLSY. This means seriously. Seriously? 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 Like, serios? Tu glumești? No, no, I don't. Acest seriously poți să-l folosești atât în context pozitiv cât și negativ. De exemplu, îmi scrie cineva în comentarii că a luat 10 la engleză după ce a privit un video cu mine. I'm like, seriously? Mă bucur, da? Seriously? Sau cineva îmi scrie că Rita, tu vorbești mult prea repede, vorbești, te rog, mult mai încet. I'm like, seriously? Nu-i conotație negativă, dar cumva... Tu serios? Serios? Eu vorbesc repede? You talking to me? Well, I'm the only one here. Tu vrei să spui că eu vorbesc repede? Voi n-ați văzut oameni care vorbesc repede. Puneți la viteza 0.75 cei care au problema dat, ok? Eu nu mă supăr. 22. FYI. O să dau deodată un exemplu. FYI, I don't speak too fast. FYI înseamnă for your information, adică îți aduc la cunoștință sau să știi. Also FYI, I don't technically have a hearing problem. FYI, nobody cares about you. Cheerleading is a sport, FYI. That, FYI, was sarcasm. FYI, for your information. Și apropo, aceasta este o abreviere pe care tare mult o folosesc chiar și în conversație, adică nu doar în formă scrisă, dar atunci când vorbești cu cineva, chiar poți să zici așa, like, FYI, I don't think I speak too fast. Exact același sens ca și FYI îl are abrevierea JSYK. This one means just so you know. Just so you know, FYI or JSYK, același sens. Deci, numai așa ca tu să știi sau dacă vrei să aduc la cunoștință lucrul dat. Just so you know, I'm not moving back in because I have to. For example, azi te simți prost și nu te duci la lecție, dar știi că ai avut test la matematică și ești bucuros că ai scăpat de test, dar seara îți scrie un coleg. JYSK, we didn't have the test today, we will have it next time. Adică, just so you know, noi n-am scris astăzi testul, scriem data viitoare. Deci, cumva, în mod normal e folosit în context așa, a lua peste picior pe cineva. Just so you know, the people who talk that way think that monkeys can do this. 24. HTH. HTH înseamnă două lucruri. Here to help, adică sunt aici ca să te ajut, sau happy to help, adică bucuros sau bucuroasă să te ajut. Și îl poți folosi atunci când cineva, în loc să scrie thank you, îți spune TY și tu înapoi HTH. Like happy to help. Așa, economisiți ambii timpul. 25. IRL. IRL stands for in real life. That's Twitter for meet IRL. What's IRL? In real life. For instance, you're chatting with someone you have never met and then you decide to meet face to face, so you can tell that person, let's meet IRL. Asta înseamnă, hai să ne întâlnim în viață, în realitate, face to face, da, să ne vedem. The internet is so 90s. Let's go find some guys IRL. 26. IMO. This means in my opinion, adică în opinia mea sau asta este ceea ce cred eu, da? IMO. Și apropo, mai popular este IMHO. Și mulți mi-au scris și m-au întrebat ce înseamnă asta. IMHO este in my humble opinion sau in my honest opinion, adică sincer, uite, eu așa cred, IMHO. De exemplu, ți-ai făcut o tunsoare aiurea și prietenul cel mai bun întotdeauna ar trebui să-ți scrie IMHO, this doesn't really suit you. Adică, sincer, eu nu cred că ți se potrivește, da, tunsoarea nouă. And the last one, the 27th, YOLO, or YOLO. YOLO! YOLO! Yeah, you will. My girl. YOLO! Cu siguranță l-ați auzit, câțiva ani în urmă era un trend sau un val de utilizare a acestui acronim foarte mare. El înseamnă You Only Live Once și cumva cu sensul de... Latin term for that sentiment is carpe diem. Carpe diem. Let's seize the day. Evident, proverbul din latină, carpe diem, da? Trăiește clipa. Carpe the diem! Numai că atunci când era trendul ăsta cu YOLO, el nu era folosit în cele mai normale circumstanțe. Oamenii își trăiau clipa în timp ce mergeau pe motocicletă cu viteza la 200 km/h, ceea ce nu ar trebui să faci. Like you only live once should not become you only die once. But these YOLO terrorists will not be tolerated. Apropo, eu țin minte că atunci a ieșit acest acronim. În loc de YOLO, a ieșit YODO, adică You Only Die Once. Mori o singură dată, și mai logic. Hello everyone, eu sunt Rita de la Fantastic și în acest video o să-ți spun care sunt acele 25 cele mai frecvente substantive în engleză. Let's go! Înainte să încep, vreau să-ți spun că am ales aceste substantive după popularitatea lor și frecvența lor în engleză. Respectiv, ele sunt foarte și foarte simple. Însă o să încerc să-ți dau diferite expresii cu aceste cuvinte care sunt mai puțin cunoscute și diferite exemple în diferite contexte. Nu uita să-ți iei un caiențel și un pic să notezi tot ce o să-ți spun astăzi. Hai la treabă! Number 1. Time. Time înseamnă timp. Cred că e un substantiv destul de simplu. I don't have any time. Nu am timp. Sau time is money. You got that right. O frază foarte frecventă. Deci, timpul înseamnă bani. Make money, money, make money, money, money. Acest cuvânt poate avea sens de dată sau frecvență. De exemplu, it's the second time I see you. Este a doua oară sau a doua dată când te văd. Sau, this time I will say this word. Adică, de data asta o să spun acest cuvânt. Number 2. Person. Person înseamnă persoană și, apropo, pluralul acestui cuvânt este, în mod normal, people, adică persoane, oameni. Who are you people? Person. Who's that person? Cine e persoana aia? I'm a good person. Sunt un om bun, o persoană bună. I am a good person. I'm a great person. Sau, who is he? That's Johnny Depp in person, adică e chiar Johnny Depp. Number 3. Year. Year înseamnă an. Every year I set goals. În fiecare an îmi stabilesc scopuri. You ask for that every year. So, have a fantastic new year. Să ai un an nou fantastic. Number 4. Way. Way, de fapt, e foarte polisematic și, în mod normal, înseamnă drum sau cale, direcție. Poate știți cântecul lui Frank Sinatra, My Way, adică I did it my way, ceea ce înseamnă că am făcut-o în felul meu, în modul meu. I'm doing it my way. Putem să spunem this way, please, adică mergeți, vă rog, pe aici, pe această cale, pe acest drum. Which is that way. O altă expresie, no way, care înseamnă în nici într-un caz, în nici într-un mod. No way, Jose! Sau, my way to say, at least I did it my way. All right, kid, you win. We'll do it your way. Poți să spui you have a long way to go, adică ai un drum foarte lung de parcurs. Number 5. Day înseamnă zi. I had a great day. Am avut o zi minunată. So did we. If you want to make improvements, you have to study every day, adică în fiecare zi. I'm here. Every day. So, day by day, you have to make improvements. Zi după zi sau zi de zi. 6. Thing. Repetă după mine. Thing. 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 Adică lucru sau obiect. Dar cuvântul ăsta la fel e foarte polisematic. This is a thing este un obiect, un lucru. This is a thing called a present. Thing poate fi partea cuvintelor everything, something, anything, adică everything, totul. Everything. Anything, orice, something, ceva. Deci se referă la cuvinte neînsuflețite, substantive. Number 7. Man. Da, cuvântul man în mod normal înseamnă bărbat. Adică he's my man, el e bărbatul meu. Or he's a great man. A very smart man. Dar să știi că cuvântul man poate avea sens și de om. Adică bărbat, femeie, e un cuvânt general. Respectiv, you have to be a good man. Trebuie să fii un om bun. You are not machines, you are not cattle, you are men. Sau man created this treasure. Adică omul a creat această comoară. Și dacă tot vorbim de acest cuvânt, să știi că în plural el este man. Men. Scris cu i. Man, singularul, și man, pluralul. Number 8. World. This is my world. This is improv. World înseamnă lume. It's a big world. Este o lume mare. There is a big world out there. Sau welcome to my world. Bine ai venit în lumea mea. Who around the world, girls? Who around the world, girls? It's my life. It's now or never. Nu știu de ce azi îmi vin cântece în cap, dar cu siguranță o să memorați așa cuvintele mai ușor dacă nu le știți. Un exemplu. My aim is to have a fantastic life. Deci scopul meu este să am o viață fantastică. I am trying to have a rich, full life. Sau putem să folosim life în substantive compuse, gen wildlife, adică sălbăticie. Welcome to the jungle, I say. Sau some makeup will bring life to your face. Adică un pic de machiaj o să te umple de viață, adică o să aducă viață pe fața ta. Number 10. Hand. Hand înseamnă mână. This is my hand and I have two hands. Dar putem să-l întâlnim în expresii gen give me a hand. Oh, Evelyn, can you give me a hand? Și asta înseamnă dă-mi o mână de ajutor, ajută-mă. Sau let me give you a hand, dă-mi voie să te ajut. Louisa, let me give you a hand with those. Or his life is in his doctor's hands. Adică viața lui este în mâinile doctorului sau doctorilor. Well, you're in very good hands. 11. Part. Part înseamnă parte sau secvențe, secțiune. What part of I am broke don't you guys understand? Health plays an important part in life. Adică sănătatea joacă un rol important în viața ta. An apple a day keeps the doctor away. Sau a great part of my life I dedicated to studying English. Adică o bună parte sau o bună bucată din viața mea am dedicat-o studiului limbii engleze. 12. Child. Child înseamnă copil și sinonimul, apropo, ar fi kid. I was a cute kid. Și pluralul cuvântului child nu-i childs, dar e children. I have one child. Am un copil. Sau you behave like a child. Te porți ca un copil. Barry, don't be a child. Or be a child in your heart. Rămâi copil în sufletul tău sau în inima ta. 13. Eye. Eye înseamnă ai, ochi. I have two eyes. Too easy. It's a simple example, cred că îl înțelegeți, dar hai să luăm o expresie. Sau să spunem că cineva arată foarte obosit și spui you look tired and this is visible to the naked eye. Adică se vede cu ochiul liber, o expresie, naked eye. You can see Sputnik with a naked eye. La fel, eye poate fi folosit în așa context. Your boyfriend looks very sexy. You have a good eye. Ah, you have a good eye, my man. Adică ai gusturi bune. Putem spune că am pus ochii pe ceva și în engleză asta ar suna în felul următor. I got my eye on that dress, for example, or on that book. Because I've got my eye on you. 14. Woman. Woman înseamnă femeie. The most beautiful woman alive. Și pluralul acestui cuvânt, apropo, este women. 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 Pretty women. Se scrie așa, dar se citește women. No woman, no cry. Singing Bob Marley? Nu știu de ce mi-a venit cântecul ăsta în cap, dar... 15. Place. Place înseamnă loc. Let's go to your place. Adică hai să mergem la apartamentul sau casa ta în sensul ăsta. Yeah, let's go to my place. This is my place. Asta este locul meu. This place is awesome. Or excuse me sir, is this place free? Este acest loc liber? Cu toate că în mod normal în cazul ăsta aș spune sit. Is this sit free? Or Moldova is a great place to live. Adică Moldova este un loc minunat pentru a trăi. But it's a great place to live. Place poate fi folosit în așa context, gen it's not my place și sensul este nu-i treaba mea sau nu ar trebui să mă dau cu părerea. De exemplu, prietenul dumneavoastră și-a cumpărat o mașină foarte scumpă și vreți să-i spuneți că n-ați face asta în locul lui și ziceți you know what? Maybe it's not my place, but you shouldn't have bought that car. Adică poate asta nu-i treaba mea, dar nu trebuia să fi cumpărat această mașină. You know, it's not your place to judge. 16. Work. Work, 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 work. Deci work înseamnă lucru, evident, ca substantiv. It's work, work, work. Sau job, sau ocupație. I have a lot of work to do. Looks like you have a lot of work to do. Apropo, dacă vrei să spui că ai un job, adică post de muncă, nu-i corect să spui I have a work. E corect I have a job. I have a wonderful job. But I have work to do, adică treburi, lucruri pe care trebuie să le fac. La fel, work poate fi folosit ca loc unde tu lucrezi. I go to work, mă duc la lucru sau la job. 17. Week. Week înseamnă săptămână. De exemplu, luni dimineața vă propuneți să aveți o săptămână minunată și spuneți I'm gonna have a great week. Get ready for a great week. Or a lot of people go shopping the week before Christmas. Adică o grămadă de lume merge să facă cumpărături săptămâna înainte de Crăciun. Case. Case, în mod normal, înseamnă caz, dar la fel ca substantiv poate însemna servietă. Hai să luăm în sens de caz. In this case, I wouldn't do this. Adică în acest caz sau în această situație nu aș face lucrul ăsta. In that case, I'll tell you what you do. Sau, my lawyer helped me win the case. Adică juristul meu, avocatul meu m-a ajutat să câștig cazul în judecată. Hai să luăm expresia just in case, care înseamnă pentru orice eventualitate. Just in case. It's not raining outside, but I'll take the umbrella just in case. Deci, pentru orice eventualitate o să-mi iau umbrela. 19. Point. Point înseamnă punct, dar are și alte sensuri. Hai să luăm în contextul cuvântului punct. Când spunem 9.5, 9.5, este corect să spunem point. Apropo, în acest caz, vă zic totuși, dacă vrem să spunem punct ca semn de ortografie, atunci el nu-i point, dar este full stop. Sau dacă vorbim de limbajul online și vrei să spui google.com, da? google.com, în cazul ăla este dot. Deci point este așa cumva mai general, gen dacă vezi acum pe videoclipul meu un punct undeva pe cameră, that's a point, yes, you know, like a point on the screen. Cuvântul point poate avea sens de argument. For instance, that's a good point. Adică asta a fost un argument bun. You know what? That's a good point. Sau he had a point. Deci el avea un argument sau avea sens ceea ce spunea el. 20. Government. Government se citește acest cuvânt. The government. Și asta înseamnă guvern sau guvernare, adică conducerea unei țări. The government decided to apply new laws in the country. Adică guvernul a decis să aplice legi noi în țară. The government knows what it's doing. 21. Company. Company înseamnă companie și nu numai. În sens de companie putem să spunem I work for a big company, lucrez într-o companie mare. I'm trying to get more big companies. La fel, company poate avea sens de musafiri. De exemplu, can I come to visit you tomorrow? I wasn't expecting company. I'm sorry, I'm gonna have company. Adică o să am musafiri, o să am oaspeți acasă. Sau, I don't want to go on this trip alone. I want to have some company. Nu vreau să merg în vacanță sau în această călătorie singură. Want some company? Vreau să am cumva tovărășie sau să am un prieten cu mine, să am companie. 22. Number. Number înseamnă număr. What's your number? Și așa cum este un cuvânt foarte simplu, eu o să vă zic ceva ce probabil nu știți. Number 2 în engleză înseamnă going to the bathroom, like, you know, number 2. Number 1 is when you pee and number 2 is when you do the second thing. Atunci când vorbesc despre teme delicate, automat vorbesc doar în engleză. Sper că ați înțeles ce înseamnă number 2. Dacă nu, vă pun acum și un emoji. 23. Group. Group înseamnă grup. For example, a group of people, un grup de oameni. A group of people who work together. Sau o adunătură de oameni. 24. Problem. What's your problem? Care-i problema ta? What's your problem? Houston, we have a problem. Cred că toți știți această frază. Houston, we have a problem. Un cuvânt foarte simplu la care nu o să mă mai opresc. 25. Fact. Fact înseamnă fapt sau realitate. What do you want, man? I want the facts. I need the truth. De exemplu, it's a well-known fact that traveling opens new horizons. Adică este bine știut sau este o realitate că călătoriile sau atunci când călătorești îți deschizi la larg orizonturile. That's a fact. Sau, water boils at 100 degrees Celsius. That's a fact. It's a known fact. Adică apa fierbe la 100 de grade Celsius. Asta este un fapt universal acceptat. Vă dau și o expresie, in fact. In fact înseamnă de fapt. De exemplu, do you want to go outside? No, I'm busy. Și după aia îți schimbi opinia și zici, in fact, I'll go with you because I need some fresh air. Adică, de fapt, mi-am schimbat opinia. O să merg afară cu tine pentru că am nevoie de aer proaspăt. You don't need to go. In fact, you shouldn't go. In fact, you can't go. Asta e tot pe azi. Sper că ți-ai notat aceste 25 de cuvinte simple, dar foarte des utilizate. Dacă mai vrei să fac astfel de videoclipuri unde spun despre topuri de cuvinte des utilizate, substantive, adjective, adverbe în engleză, scrie în comentarii și neapărat o să fac. Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și astăzi o să vă spun care sunt 10 cele mai frecvente greșeli pe care le fac studenții în engleză. Let's go! Sunt profesor de mulți ani și am avut marele noroc sau nenoroc să aud tot felul de greșeli de la studenții mei. Chasing round the ragged rock, the ragged rascal ran, round the ragged lock, the ragged. De fapt, în continuare le aud și deja a ajuns cuțitul la os. Respectiv, am decis să fac un video unde vorbesc despre aceste greșeli frecvente pentru ca tu, cel care mă privești, să nu le repeți. Let's begin! Înainte să încep, vreau să-ți spun un lucru foarte important. Să faci greșeli este absolut normal. Hey, we all make mistakes. Și chiar este o parte obligatorie a procesului de învățare. Însă, sunt unele tipuri de greșeli care țin de structuri de gramatică sau vocabular care, des repetate, se vor memora greșit. De aceea este important să le cunoști și să nu le faci. Get out of my brain! Pentru că dacă le vei repeta des, ele se vor memora greșit. Asta deoarece este mult mai greu să dezveți ceva decât să înveți ceva corect din start. Cine a încercat să scape din obicei neplăcut, știe despre ce vorbesc. Doctor says I eat too much candy. Iar greșelile des repetate sunt și ele obiceiuri neplăcute, respectiv. Te încurajez să-ți iei un caietel, un pix și să notezi atent tot ce o să-ți spun în acest video. First mistake, I have 23 years. Eu cred că asta e cea mai frecventă greșeală. În fraza I have 23 years sunt două lucruri care nu sunt în regulă. În primul rând, verbul pe care îl folosești. Atunci când vrem să spunem, să vorbim despre vârsta pe care o avem în engleză, e greșit să folosim verbul have, a avea. Și e un pic straniu, dar în engleză e corect să spui I am 23. Deci folosești verbul a fi, eu sunt 23, cum ar fi traducerea directă. That's weird. Sau I am 18 or she is 25. Deci nici de cum verbul have, a avea. Un alt lucru, dacă vrei să spui că ai 23 de ani și vrei să specifici că uite 23 asta ține anumit de vârstă și vrei să specifici ani, da, years, atunci e greșit să spui I'm 23 years și te oprești. Trebuie să spui fie I am 23 years old, iată această expresie years old, sau spui pur și simplu I am 23 și te oprești. Nici de cum I have 23 years. Deci cuvântul years separat trebuie evitat în această construcție. Repet, corect o să fie I am 23 years old. Da, da, years old. Ca și cum ai spune că eu sunt bătrână. I am really old. Dar de fapt nu are nimic cu faptul că ești bătrân sau nu. Asta este expresia în engleză. Second mistake. Loved, finished, worked. Deci pronunțarea greșită a terminației ed în engleză. It's horrible. Trebuie să știți că verbele regulate în engleză, conjugate la trecut, se vor scrie cu ed, deci work, worked. Însă, acest ed, el practic niciodată nu se citește ied. Uitați de acest ied. Terminația ed poate fi pronunțată t, ca în cazul verbului worked, poate fi pronunțată d, ca în cazul verbului loved, sau id, ca în cazul verbului wanted. Vezi acest video unde eu explic în detalii cum pronunțăm corect terminația ed în engleză. O să pun link la acest video și în descrierea acestui videoclip. Third mistake. Past irregular verbs. Maked, beginned, drinked. Ok, ce-i greșit în acest caz, m-ați întrebat voi, pentru că Parcă n-am pronunțat terminația ed greșit, am spus-o corect. Maked, begin. Sounds good to me. Dar greșit este faptul că verbele pe care le-am spus eu sunt toate neregulate. This is highly irregular. Deci, ele nu pot fi conjugate la trecut cu acest ed la sfârșit, pentru că ele au o formă aparte la trecut în engleză, anumit din cauza că sunt neregulate. What is this, some kind of joke? E corect să adăugăm acest ed atunci când un verb este regulat, dar dacă el este neregulat, atunci trebuie fie să-l înveți pe de rost, fie să consulți dicționarul și o să vezi că verbul make la trecut e made, begin la trecut e began, drink la trecut e drank, speak la trecut e spoke. Cu verbele neregulate nu există cale scurtă, trebuie să le înveți pe de rost și gata. Come on, it's easy! Sau cel puțin să depui efort să verifici lucrul ăsta în dicționar. Înainte de a decide să conjugi un verb cu ed la sfârșit, trebuie mai întâi să verifici acest lucru, pentru că șansele sunt că verbul pe care vrei tu să-l conjugi să fie neregulat și dacă tu îi pui ed deodată, l-ai conjugat greșit. Let's conjugate verbs. Dacă tot vorbim de verbi regulate și neregulate la trecut, dați vă mai spun despre o greșeală frecventă în rândul studenților. Did you finished? Did you made? Are people really saying that? Ce este greșit aici? Atunci când vrem să formulăm întrebările la trecut în engleză, din cauza că deja avem auxiliarul ăsta did, nu mai folosim forma verbului la trecut. Deci verbul deja va fi folosit la infinitiv. Ce am eu în vedere? Did you finish? Ar suna corect întrebarea ai terminat, ai finalizat? Did you make? Did you forget? Deci, din moment ce am pus did, care este cuvântul care ne indică trecutul, verbul va fi folosit la infinitiv. Asta este valabil atât pentru verbe regulate, cât și pentru verbe neregulate. Ai terminat? Did you finish? Ai vorbit? Did you speak? Nu did you spoke. Ai studiat? Did you study? Nu did you studied. Ai mâncat? Did you eat? Nu did you ate. Yes, I did. Deci, verbul întotdeauna va fi la forma infinitivă. Și la fel se întâmplă și în cazul formei negative. Deci, dacă vreau să spun că nu am mâncat și folosesc pentru a spune nu didn't, deci I didn't, după aceasta verbul iarăși va fi la infinitiv. I didn't eat. Nu-i corect să spunem I didn't ate. Sau nu am făcut. I didn't make. Nu I didn't made. I didn't finish. I didn't study. I didn't go. Deci, no, I didn't. În teorie, pentru forma negativă și interogativă la trecut, întotdeauna vei folosi verbul cum este el în infinitiv, în dicționar, adică neschimbat. Forma cu ed sau colonița a doua pentru verbe neregulate trebuie să o știi doar pentru forma afirmativă. Oricum trebuie să o înveți, dar n-ai treabă cu ea pentru forma negativă și interogativă. Mistake number 4. Monies, knowledges, advices. Is that even a word? Asta este o greșeală frecventă în rândul vorbitorilor de limbi romanice, precum este limba română sau italiană, spaniolă, pentru că în marea majoritate a cazurilor, aceste substantive în limbile noastre romanice au formă la plural. Putem spune bani, bani, cunoștință, cunoștințe, informație, informații, însă în engleză foarte multe dintre aceste substantive sunt nenumărabile, adică uncountable, dacă vrei să dai un search pe Google să vezi cum le găsești, pentru că sunt o sumedenie de liste cu substantive nenumărabile în engleză. Why are there so many? Cuvântul money, de exemplu, bani, nu are plural în engleză, respectiv dacă spui money, din context o să fie clar, dacă te referi la bani în plural sau, nu știu, de exemplu, un singular, o singură valută. La fel e și advice, cuvântul care înseamnă sfat. Dacă vreau să spun sfaturi, tot advice o să zic, dar dacă vreau să zic un sfat, e greșit să spun one advice, pentru că cuvântul este nenumărabil, respectiv o să zic a piece of advice. I want to give you a piece of advice. Exact, o bucățică de sfat. E ca așa e corect în engleză. Little piece of advice. You see an agent? Run. Knowledge, cuvântul cunoștințe, la fel nu are plural. Use my knowledge, I beg you. Dacă vreau să zic că am cunoștințe mari în engleză, o să zic I have vast knowledge of the English language. Deci nici într-un caz knowledges. Mistake number 5. I am agree. What did you say? Greșeala asta jur că am auzit-o și de la vorbitori avansați în engleză și uite, ei chiar erau avansați, însă atât de des au repetat această greșeală încât ea a devenit un obicei, cum am spus anterior, respectiv era foarte dificil să-i dezvăț să spună I am agree. It's very, very hard. I am agree este greșit, pentru că verbul a fi de acord în engleză sună în felul următor, agree sau to agree, respectiv ca să conjug eu și sunt de acord, e suficient să spun I agree, fără verbul a fi, pentru că deja avem un echivalent a sensului de a fi de acord în engleză direct. Deci I agree, sunt de acord. I disagree, nu sunt de acord. I agree. I agree. Well, I don't agree. Ea este de acord. She agrees, nu she is agree. Evitați să folosiți verbul a fi cu această construcție. Și din cauza că nu folosim verbul a fi pentru această construcție, dacă vreau să zic că eu nu sunt de acord, I don't agree, nu I am not agree. She doesn't agree, ea nu este de acord, nu she isn't agree. So, to sum it up, I agree, she agrees, I don't agree, she doesn't agree. Mistake number 6. I speaking and you listening. That sounds awful. Poate sună bizar atunci când spun eu lucrul ăsta și vă dați deodată seama care este greșeala, dar destul de mulți studenți fac această greșeală și ei spun I speaking, I working in this company, I studying English. De ce este greșit? Atunci când spunem I speaking, asta mot-a-mot în traducere ar fi eu vorbind. You listening ar fi tu ascultând. Deci speaking, listening separat este gerunziu. It is not grammatically correct. Și el separat, folosit fără niciun alt verb auxiliar, are sens de gerunziu, deci nu arată acțiune. And action. Ca să spun eu vorbesc acum la moment, trebuie să folosesc prezentul continuu, deci forma I am speaking. Avem verbul a fi. I am speaking, you are speaking, she is speaking, we are speaking și așa mai departe. Peste tot am folosit verbul a fi. I am talking to you. Deci asta este conjugarea deplină. Și apropo, dacă vreau să mă refer la trecut și să spun eu vorbeam, I was just speaking the truth. La fel o să zic I was speaking. Deci iarăși am acest verb a fi în fața cuvântului speaking. Dacă vrei să spui că vei vorbi, I will be speaking. Deci iarăși am verbul a fi. Repet, este greșit să puneți deodată după subiect gerunziul. I speaking, am a working, Michael studying. Greșit, nu faceți lucrul ăsta. Don't ever do that. Și lucrul ăsta este valabil pentru toată grupa timpurilor continuous. Deci toate timpurile care au verbul a fi ca verb auxiliar vor fi folosite împreună cu gerunziul și neapărat trebuie să ai și auxiliarul a fi și gerunziul împreună. Nici de cum gerunziul separat. Mistake number 7. You should to speak English. I must to go. You can to park. Zgârâi la ureche lucrul ăsta foarte tare pentru că după verbe modale, cum a fost can, must, should, în exemplul meu, niciodată nu punem to. Niciodată. E ca niciodată. Never. 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 Ever. Ever. Dacă vrei să spui, eu trebuie să plec, acest se în engleză nu are traducere. Deci nu spunem I must to go, dar spunem I must go. Și atâta. I must go. Pot să parchez. I can park. Ar trebui să vorbești. You should speak. Deci uitați de acest to pus după verbe modale. El niciodată nu se pune. Forget about it. Cu excepția construcției ought to și have to. Have to este un semimodal și întotdeauna îl folosim cu to. Sau ought to este unicul verb modal după care putem să punem to. Nu după care putem pune, după care trebuie să punem to. În rest, celelalte verbe modale, cum ar fi can, could, may, might, should, shall, will, must, după toate aceste verbe modale, nu punem to. Deodată verbul în forma infinitivă și nu conjugăm niciodată, apropo, dacă vrem să spunem că ea poate parca, she can park. Nici de cum nu spunem she can parks. Deci nu se mai conjugă verbul chiar dacă vorbim despre persoana a treia singular și chiar dacă este prezent. După verbe modale, întotdeauna punem verbul la infinitiv. Notează lucrul ăsta. Mistake number 8. I haven't time, she hadn't a car, have you a car? Is that so wrong? Hai să analizăm această greșeală de pe departe. De ce atunci când vrei să spui că eu nu vorbesc, spui I don't speak. Eu nu mănânc, I don't eat. Ce se întâmplă în cazul construcției eu nu am și de unde apare I haven't? Pentru că presupui că verbul have automat poate fi folosit la negativ și la interogativ atunci când vrem să formulăm aceste idei. Greșit. You are wrong! Exact cum vrei să spui eu nu știu și zici I don't know, exact așa vei spune eu nu am. I don't have. Deci tot avem nevoie de verbul auxiliar don't. Ea nu știe. She doesn't know. Ea nu are. She doesn't have. Și fix așa la trecut. Eu nu am știut. I didn't know. Eu nu am avut. I didn't have. Ashamed that I didn't learn like my classmates. Deci verbul have este un verb ca toate celelalte și atunci când vreți să-l conjugați la prezent, trecut, viitor, folosiți exact același auxiliar ca pentru toate celelalte verbe. Deci în cazul exemplelor pe care le-am dat, am folosit did sau didn't. Cu întrebările este exact același lucru. Dacă vreau să întreb, știi ceva despre asta? Do you know anything about it? Da, știi ceva? Am început cu do you know? Ai o mașină? Do you have? Nu have you a car? Este greșit. Deci recapitulăm. E greșit să spunem I haven't a car, corect? I don't have a car. I haven't time, e greșit, e corect? I don't have time. Do you have any time? Dacă vreau să fac întrebare. I don't have time. Repet, verbul have îl conjugăm exact ca toate celelalte verbe și folosim același verb auxiliar ca și pentru celelalte. Totuși, este posibil uneori să folosim verbul have pe post de verb auxiliar, adică să zic I haven't sau have you. Is it possible? Și asta se întâmplă doar în cazul timpurilor perfecte. Dacă vreau să zic că n-am fost în Grecia, I haven't been to Greece. Forget France. The French can be annoying. Come to Greece. We're nicer. So? We're nicer. Însă, fiți atenți, aici eu nu folosesc verbul have, a avea. În cazul ăsta, verbul have este verb auxiliar, adică un verb ajutător. El mă ajută să formulez ideea care vreau eu să o spun, că eu n-am fost în Grecia, I haven't been to Greece, sau ai fost tu vreodată în Grecia, have you ever been to Greece, sau she hasn't studied English, ea n-a învățat engleza până acum. Deci, în toate aceste exemple, eu am folosit verbul conjugat la prezentul perfect. De aceea și am avut verbul have, însă nu este verbul have separat. La fel, mai există o construcție unde puteți folosi verbul have ca verb auxiliar și asta este construcția have got. De exemplu, I have got a car înseamnă eu am o mașină, I have a car, eu am o mașină, același lucru. Dar ca să formulăm negativul la construcția asta have got, folosim tot verbul have pe post de verb auxiliar. Deci, I haven't got a car înseamnă eu nu am o mașină. Car? Why? When I want a car, everybody else got a car except me. Vezi acest video unde eu explic în detalii cum poți folosi construcția have got și have și care este diferența dintre ele. O să-ți pun link și în descrierea acestui video. Mistake number 9. Greșeala de la care curge sânge din urechi de la toți profesorii de engleză. I can't take it anymore. 100%. She speak, he work, it live. Oh my god. Este vorba despre prezentul simplu și conjugarea verbului pentru persoana a treia singular. Prezentul simplu este un timp simplu și multă lume va fi de acord cu mine, însă 90% din greșelile care se fac cu acest timp simplu se întâmplă anumit cu persoana a treia singular și anumit conjugarea verbului se face greșit. Pentru he, she, it, adică persoana a treia singular, verbul se conjugă un pic diferit decât pentru celelalte pronume sau persoane. Deci she speaks, he works, it lives, se adaugă s la sfârșitul verbului. Și asta este doar pentru persoana a treia singular. Și apropo, când formulăm forma negativă, același lucru. Eu nu vorbesc, I don't speak. Tu nu vorbești, you don't speak. Dar he, she, it o să fie doesn't speak. Și speak nu speaks, pentru că deja avem doesn't. Deci, dacă vrem să facem forma negativă, verbul does, care este verb auxiliar, deja este conjugat pentru persoana a treia singular. Respectiv, nu mai trebuie să dublez acest s la verb la sfârșit. She doesn't speak, he doesn't work, it doesn't live și așa mai departe. Doesn't a fost deja conjugat pentru persoana a treia singular. Mistake number 10. Pe mine personal greșeala dată mă deranjează pentru că aud destul de des de la vorbitori avansați, chiar și de la unii profesori de engleză care vorbesc engleză și o predau de altfel de mulți ani. Are you serious? Greșeala asta este lipsa articolului sau lipsa unui cuvânt descriptiv în fața unui substantiv. Ea se întâmplă destul de frecvent, mai ales în cazul vorbitorilor de limbă rusă, dar și în cazul vorbitorilor de limbă română. Pentru că noi nu avem cumva în română un cuvânt descriptiv în fața substantivului în multe cazuri, respectiv când vorbim în engleză, noi nu îl punem, dar în engleză el trebuiește. Dați să vă dau un exemplu. I speak to mother. What? Înaintea la cuvântul mother nu-i nimic. Care mother? My mother, your mother, a mother, the mother, one mother. Nu-i clar care, deci I speak to mother nu are sens și este greșit. It's wrong. Trebuie să specificăm. I speak to my mother, I speak to your mother, I speak to the mother, I speak to one mother. Go home to your mother! Cumva trebuie să fie cel puțin un articol. Doar în română noi spunem eu vorbesc cu mama și în română avem articolul hotărât pentru că cuvântul mama este deja conjugat. Mama, ea, hotărât. El există pur și simplu în cuvântul mamă. Însă în engleză articolele nu vin incluse în cuvânt, ele vin separat. Respectiv fie spun I speak to the mother or I speak to a mother, o mamă. Deci trebuie să fii cumva în afara cuvântului, substantivului, da? Trebuie să fie un alt cuvânt. Hai să luăm un alt exemplu. She needs holiday. What did you say? Iarăși, Care holiday? One holiday, this holiday, that holiday. E că nu e clar. I don't understand. Holiday nu este descris de nimic și nu este corect să ne exprimăm așa. Desigur că există multe cazuri când nu trebuie să folosim nimic lângă substantiv. De exemplu, I hate cats. Asta este o propoziție generală, deci mă refer la faptul că nu-mi plac sau urăsc pisicile în general. Sau I love dogs. În cazul ăsta chiar n-am nevoie de articol. De aceea nu pot să vă dau niște reguli fixe după care să vă ghidați și să știți, trebuie să pun un articol sau un alt cuvânt descriptiv în fața substantivului sau nu. No rules, no responsibility. În mod normal, lucrul ăsta vine mai mult intuitiv după ce practici suficiente exerciții și reguli de gramatică care țin de substantiv. Tocmai din acest motiv, atunci când înveți engleza sau studiezi gramatica limbii engleze, eu îți dau sfatul să nu atragi atenția doar la timpurile verbale sau doar la condiționale, de exemplu. Mai sunt și alte teme care sunt la fel de importante. De exemplu, substantivele. Deci cum folosim substantivul în engleză și toate aspectele secundare care țin de asta. Mistake number 11. Eu știu că am promis 10 greșeli în acest video, dar vreau să-ți dau un bonus. Cum a fost acest video? Interesting? Thank you, teacher, for a very interesting lesson. I had a very interesting holiday. Multe cuvinte sunt pronunțate aiurea de noi, cei care vorbim engleză, nu ca limbă maternă, însă nu știu de ce cuvântul interesting este preferatul tuturor. Nu e interesting, dar e interesting. Interesting. Poți să repeți cu mine. Interesting. 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 Very interesting story, Mr. Powers. Gata, aici se încheie misiunea mea de a vă ajuta să nu faceți greșeli în engleză. That's all, bro. Care alte greșeli le face lumea în engleză? Scrie, te rog, în comentarii, o să fiu tare bucuroasă să le citesc și poate o să strâng idei pentru a face un nou videoclip similar cu ăsta. Hi everyone, my name is Rita and I'm an English teacher here at Fantastic English. I know that almost all the students find it hard to memorize new vocabulary. This is why today we have come up with 7 tips that are going to help you remember new words and expressions easier and with a lot of pleasure. Let's go! Learn new words that are connected to you and your everyday life. Or learn the words that are connected to something that seems interesting to you. In this way, your brain is more likely to remember this information because it's something familiar and pleasant. Tip number 2. Do not use translation in learning new words. The rule is you have to use English to English dictionaries, not English to Romanian, English to Russian, or any other native language. In the end of this video, I'm going to give you a list of recommendations of free online dictionaries. If you write down the new words in a notebook, which you should, try to write the explanation of these words and be careful to use the explanation that you actually understand. Tip number 3. Use synonyms. Similarly to tip number 1, you should use those synonyms that you understand or that you have met before. With this method, you are going to kill 2 birds with 1 stone, because not only you learn the new word, you will also revise the previous ones. Tip number 4. Write down the new word in a sentence. But not just any sentence. Make sure that the sentence you write clearly shows that you understand the meaning of the word. For example, let's say that you're learning the word happy. Let's say it's new for you. So don't just write, my sister is happy. It doesn't tell me anything. My sister is also tall. My sister is also young. Happy doesn't mean tall or young, right? So instead, try to write such an example. My sister was very happy when she received my Christmas present because I could see her smiling. In this way, your brain is more likely to remember the meaning of that word particularly. Tip number 5. Visualize. Everywhere you go, whatever you do, try to think of the things, people, actions around you and think if you can name them in English. Let's say that you're on a bus on your way to work. Look around you and try to name all those things in English. If you can't, take out the notebook and write down those words. You should always have a notebook with you, by the way. Or you can save them in your phone. Later, work with those words and the next time when you're on the bus, check to see if you remember all those words. Tip number 6. Use sticker notes. Put them on everything around your house or your working place. Soon enough, you will have memorized all those words. Tip number 7. Don't just limit yourself to one word. When you have a new word, try to look up other forms of it. You can find them in dictionaries. For example, let's suppose that your new word is the adjective amazing. The noun form of this word is amazement, the verb form is amaze, and the adverb form is amazingly. You can find these words easily in any online dictionary and ta-da! You have 4 new words, not 1. This is a great tip for enlarging your vocabulary. Tip number 8. Make cards or flashcards. Well, a flashcard looks like this. On the front side of it you have the new word, and on the back of it you have its explanation or some synonyms, or you have this word in a sentence, but no translation. After having made these cards, you can just shuffle them and learn them by dividing them in 3 piles. In the first pile you will put the words that you know, in the middle pile the words you almost know, and in the last pile the words you don't know. Eventually, after shuffling them and working with them, you have to have all the cards in this pile. I have to say that throughout my experience, most of my students, especially my TOEFL preparation students, have said that this is the most efficient method for them. So it's an excellent one, and it really works. Since for most of the tips I have mentioned before you will need a good online dictionary, English to English one, here's a couple of recommendations from us. The freedictionary.com, thesaurus.com, merriam-webster.com. You will also find a link to these dictionaries below in the description of this video. Now let me tell you something crucial. These tips only work if you are committed to doing them regularly. Only if you are diligent enough to choose one of the tips and to do that basically every day, only then you are going to succeed in improving your vocabulary. Otherwise, if you're just watching this video and you will know these tips but not apply them to the real life, then I'm afraid nothing will change. So it all depends on you. Salut! Eu sunt Rita și sunt profesoară de engleză la școala Fantastic English. Astăzi am decis să vă ofer o lecție care ține de bazele limbii engleze, și anume cum spunem ce oră este. Chiar dacă acest lucru se învață la nivelele de bază, sunt foarte mulți studenți avansați în engleză care nu cunosc multe din lucrurile pe care le voi menționa astăzi. De aceea, acest video este de folos absolut tuturor. Ca să întrebăm ce oră e în engleză, folosim următoarele 2 întrebări. What time is it? Sau what's the time? Can you tell me what time is it? Excuse me, what's the time? Și ca să răspundem, folosim it's și ora care vreți să o spuneți. It's înseamnă este. It's 9, so it's 9 o'clock. Primul și cel mai simplu mod de a răspunde la întrebarea what time is it este de fapt un standard internațional și veți spune foarte simplu 7 o'clock, 8:15, 11:45, 2:30, 7:55. Este important să menționăm că în conversații în engleză nu se folosește varianta 14:30, deci nu spunem ca în română 14:30, cu excepția cazului când vă aflați în aeroport sau în gară, și aici deja veți auzi cu siguranță 14:30 sau 19:55. Și lucrul ăsta se face pentru a nu crea confuzii sau pentru ca pasagerii să nu piardă ora zborului, de exemplu. În limbajul uzual însă se folosește 2:30 și putem să specificăm in the afternoon sau 7:55 in the evening. La fel putem folosi varianta cu AM și PM. Haideți să facem cunoștință cu termenul de AM și PM. O zi care are 24 de ore se împarte în aceste 2 categorii. AM fiind prima parte a zilei, de la mijlocul nopții la mijlocul zilei, și PM e cea de-a doua parte, de la mijlocul zilei la mijlocul nopții. Astfel, dacă avem orele 18:30 seara, vom spune în engleză it's 6:30 PM, pentru că este a doua parte a zilei. Dar dacă este 6:30 dimineața, vom spune it's 6:30 AM. Dacă observați, aici am omis mijlocul nopții și aici am omis mijlocul zilei, pentru că în cazul ăsta nu se folosește AM sau PM. Aveți 2 cuvinte aparte. It's midnight or it's midday. Deci este mijlocul nopții, este mijlocul zilei. Acum o să vă prezint o metodă mai des întâlnită, dar care s-ar putea să vă pară puțin mai dificilă decât cea standard. Dacă avem minute trecute de o oră anumită sau rămase până la ora exactă, atunci vom folosi prepozițiile past și to. În traducere directă, ele ar însemna în acest caz după și fără. Să vă dau un exemplu cu past. 10 și 10, deci sunt 10 minute trecute de orele 10. Vom spune 10 minutele. 10 past 10. Un alt exemplu, 5 minute trecute de orele 3, deci vom spune 5 past 3. În cazul ăsta, Avem 15 minute trecute de orele 9, deci om spune quarter past 9 și folosim quarter pentru că ne referim la o pătrime, 15 minute fiind o pătrime dintr-o oră. Și half past 8, deci half însemnând jumătate. Prepoziția to o folosim în cazul în care sunt minute trecute de jumătate de oră. De exemplu, dacă este 11:50 și noi în română putem să spunem fără 10, 12, deci specificăm câte minute au rămas până la orele 12. 10 minute, da? Deci 10 to 12 în cazul ăsta. Un alt exemplu, 5:45, e sunt rămasă 15 minute până la orele 6, deci vom spune quarter, vă amintiți de quarter pe care l-am spus anterior, deci o pătrime, quarter to 6, deci fără 15, 6. În cazul ăsta, 5 to 11, deci fără 5, 11, sau 7 to 9, deci fără 7 minute, orele 9. Nu este o problemă dacă veți folosi metoda standard și veți spune 11:50, 5:45, 10:55 sau 8:53. Este ok și toată lumea o să vă înțeleagă. Însă este binevenit să cunoașteți și această metodă pentru că în cazul în care întrebați ce oră este și vi se răspunde cu aceste două prepoziții, să înțelegeți ce vi s-a spus. Pentru ca să puneți în practică ceea ce am învățat astăzi, vreau să vă dau temă pentru acasă. Scrieți, vă rog, în comentarii ce oră e la momentul în care ați ajuns la finele acestui video. Și o scrieți cu cuvinte, în engleză, nu cu cifre. Hello Fantastic People, eu sunt Rita de la Fantastic English. Am făcut anterior un videoclip despre pronunțarea corectă a brandurilor, care s-a dovedit a fi foarte popular și din cauza că voi ați cerut și ați cerut mult, am decis să mai fac un video de acest gen. Dacă nu ești nou pe canal, știi prea bine că eu nu o să-ți spun doar cum se citește acel brand, dar o să-ți spun și un pic de gramatică, un pic de istorie despre acest brand. Well, you know, little this, little that. O să-ți dau niște idei de a învăța engleza mai ușor, de aceea. Totul o să fie mega util. Ia-ți un caietel și un pix and let's go! Before we start, I want to tell you something really important. Eu am făcut iarăși research și o să-ți spun în acest video cum se citesc corect aceste branduri, anumit în engleză, ok? Asta e foarte important pentru că mulți dintre voi, de fapt nu mulți dintre voi, câteva persoane la precedentul videoclip au scris în comentarii că nu am citit corect Mercedes sau nu am citit corect un alt brand, pentru că de fapt în limba originală se citește altfel. Ah, this makes me sick. I'm going to have to open a beer. The name is pronounced Mercedes-Benz. Get it right! Eu am spus din start în acel clip că o să vă zic cum se citesc corect ele în engleză, ok? What? English, do you speak it? Yes! Versiunea cea mai des utilizată, ceea ce majoritatea lumii folosește. Prin urmare, Mercedes, asta e felul în care practic peste tot acest brand se pronunță. Ma Mercedes! Dacă mai este și pronunțarea germană pe care mulți o folosesc, asta nu înseamnă că ea nu e corectă sau faptul că eu am doar dreptate. Specific, o să zic cum citim aceste branduri în engleză sau, cu alte cuvinte, la nivel internațional cum ele se citesc, pentru că engleza e limba internațională. Eu cred că voi asta știți. Sacre bleu! What a foolish question! Let's start! The first brand, this one. Cel mai frecvent în România și în Republica Moldova, eu aud pronunțarea H&M. Wrong, so wrong. Greșit, din start vă zic, greșit, uitați de acest H&M. H nu există în engleză, de fapt nu. El există în engleză, dar e un cuvânt, se scrie așa, H, și înseamnă liniște, like tăcere, da? Taci, vorbește în șoaptă. But he's ridiculous! Oh, hush! Oh, hush up, dragon lady, hush the hell up! Probabil ați auzit-o pe Nicole Scherzinger din Pussycat Dolls în cântecul Hush, hush! Hush, hush, I'm already spoken! Păi iată, hush înseamnă șuș, like silence, liniște. Dar litera H, pe care noi o numim H în română, e H. Come again? Da, H. Să închipui. Prin urmare, acest brand se citește H&M. I haven't shopped at H&M, so I decided to go to H&M. But I passed in H&M. H&M, dacă vrei versiunea completă lungă, sau H&M. Și apropo, acest sunet, care înseamnă și, evident că reprezintă cuvântul and, dar atunci când citim repede aceste două litere, sau în genere când punem cuvântul and între alte două cuvinte în engleză, el deseori se aude ca an. Probabil știți de brandul M&M's, da? Hai să-l luăm și pe asta. Show me how tough you can be! Next! M&M, respectiv el nu-i M&M, e M&M. What is your favorite M&M? New M&M chocolate bars. M&M's chocolate bars. Da? Exact așa și anterior. H&M. Say it with me. H&M. M&M. Apropo, eu nu am nicio problemă cu faptul că o să pronunți acest brand în română, da? Dar dacă te-ai pornit să-l pronunți în română, atunci de ce spui H, prima literă pronunțată în română, dar mai departe NM? NM doar e din engleză. I don't know. Respectiv asta își face greșit această pronunțare, H&M. Fie spui H&M, fie spune în română H și M, dar nu știu dacă în genere spune cineva așa. No one talks like that. The next brand, this one. I have a really hard time with the pronunciation of this word from other people because I hear a lot Apple. Apple is wrong. Never say that. But why? În primul rând, probabil știi că acest brand are cuvântul mer, da? Deci e folosit cuvântul Apple, care de fapt e și un cuvânt în engleză și evident că e foarte des utilizat, nu doar din cauza că există brandul ăsta folosit peste tot în lume. Apple a day keeps the doctor away. Și multă lume îl citește Apple, dar asta este greșit. Corectul spunem, fii atent, Apple, Apple. Vezi cum poziționez eu cavitatea bucală pentru a pronunța acest sunet, A. Apple. Deci nu-i nici A, nici A, ceva între aceste două sunete. Iată, dacă ai lua A și A și le-ai pronunța amândouă odată, se primește Apple. Try with me. Apple. Today, Apple is going to reinvent the phone. Dear Apple, you gotta get wireless charging in the next iPhone. None of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. Hey man, new phone just came out. Why is mine slowing down? Is Apple trying to tell me something? So, not Apple, not Apple, not Apple. Apple, apropo, pronunțat așa prea E, sună destul de țărănesc, așa, urât, nu corect în engleză. So, Apple. The next one, another technology brand. This one, we say Samsung. Apropo, acest cuvânt înseamnă 3 stele. Fun fact, Samsung initially didn't sell anything connected to technology or devices. Originar, compania aceasta nu vindea mașini de spălat, nu știu, diferite electrocasnice, telefoane sau calculatoare și așa mai departe. I take a picture with the giant Samsung phone. Giant Samsung phone is also tiny Kia car. Inițial acest brand lucra cu mâncarea, cu textilele, deci cu totul alte industrii. De la anul fondării, din 1938, când a fost fondată această companie, și abia în 1960 încoace ei au început să facă device-uri și diferite chestii legate de tehnologii. Apropo, ce ține de Apple și Samsung, probabil ați observat online bătălia acestor doi giganți, sunt o grămadă de commercials. Can I still use these headphones with the TED? Yeah, but you'll need an adapter, or as most people like to call it, a dongle. A what? A dongle. A dongle? Yeah, a dongle. It comes in the box. But what if I just need to charge at the same time? Then you're gonna need another type of dongle. Like a double dongle? Yeah, double dongle, I guess. That sounds explicit. Apropo, commercial este o publicitate făcută sub formă de video. Commercial. Învățăm acest cuvânt. Deci sunt o grămadă de commercials unde aceste două branduri fac mișto una de alta, în special de tipajul de consumator care în mod normal cumpără Apple sau Samsung. What's going on over there? Oh no. They come here all the time. It's quite fun. You can watch it and you're gonna improve your English. The next brand, the clothing brand, this one. This one is pronounced LC Waikiki. LC Waikiki. And in no way you should say Waikiki. Asta este o problemă pe care probabil în România nu se întâmplă, dar în Moldova o aud, pentru că vorbitorii de rusă deseori pronunță acest sunet V, nu V, când el de fapt e sunetul V, el sună gen Waikiki. Deci nici într-un caz nu e LC Waikiki, dar e LC Waikiki. I have a whole bag of goodies from LC Waikiki. I recently went to LC Waikiki. Apropo, Waikiki este o regiune din Honolulu, din Hawaii. Evident că din cauza că e din Hawaii, unde se vorbește engleză, citim acest cuvânt în engleză, Waikiki. Și deja a mai apărut LC Waikiki. Ok, the next brand, this one. Actually, there are two pronunciations, the British one and the American one. Deci în Marea Britanie, în mod normal, o să-l auziți pronunțat Dove, like A, Dove. În state o să fie Dove, foarte aproape, cam același sunet. Dove, Dove. I would like to introduce you to the Dove Beauty Bar. It is the Dove Dry Spray. Alright, so about Dove. By the way, Dove înseamnă porumbel. Iată de ce pe ambalajul acestui brand este această pasăre, da? Pentru că asta și înseamnă Dove. Și încă ceva, nu încurcați pronunțarea cuvântului porumbel ca substantiv care e Dove cu Dove, care se scrie identic, iată uite, Dove, Dove. Dar sunt lucruri diferite. They're totally different. Deci noi avem verbul dive în engleză, care înseamnă a te scufunda, dive, like a face diving, probabil știți, este neologism și în română. So we have dive, infinitivul și din cauza că e verb neregulat, evident că la trecut avem nevoie de o altă formă, respectiv e dive, dove. Repetăm, dive, dove. Și la participiu tot așa e dove, dive, dove, dove. Dacă acest cuvânt este cu funcție de verb, tu o să-l pronunți dove. Notează-ți. Dove off. Dar dacă este substantiv și se referă la porumbel sau la brandul Dove, atunci e Dove sau Dove, dacă vrem să folosim pronunțarea americană. Moving on. Acest brand este un concurent direct al companiei Dove și eu singură nu știam cum corect se citește în engleză, pentru că pur și simplu n-am avut necesitate. Eu spuneam Nivea, așa cum spunem noi în Moldova. Dar de fapt, în engleză e Nivea. Using Nivea cream. We're gonna find out if Nivea cream. Hi, today I'm reviewing the Nivea cream. Nivea. Nu știam pentru că n-am avut necesitatea să-l folosesc nici în state unde am fost, nici în Marea Britanie, respectiv habar n-aveam că așa se pronunță corect în engleză. And another brand related to cosmetics is this one. You probably know the correct pronunciation, I think so, because in Romania and in Moldova we pronounce it the same as in English, Avon. Avon, e corect, tot ok, e Avon. And today I'm going to be talking to you about my top 10 favorite Avon products of all time. We are reviewing the new Avon Mega Effects Mascara. Ce am vrut eu să spun despre acest cuvânt, despre acest nume, așa, un fun fact, da, noi știm de compania The Multi-Level Marketing Company, apropo, Multi-Level Marketing Company, da? Tipul de companie cum este Avon, da? Unde sunt foarte mulți consultanți și vin toți sub formă de... Deci multi-level, da? Ca piramidă. Un cuvânt care puteți să-l învățați. Pe lângă faptul că această companie poartă acest nume faimos, sunt cel puțin 4 râuri în Marea Britanie care poartă acest nume, inclusiv și Stratford-upon-Avon, localitate unde, apropo, s-a născut Shakespeare. Shakespeare? Da, acel William Shakespeare în Stratford-upon-Avon. Ce-mi place mie despre Shakespeare este să împart cu toată lumea că el a fost băiatul care a inventat peste 1700 de cuvinte în engleză. Adică datorită lui, noi avem încă 1700 de cuvinte. Mulțumesc, Shakespeare! Thanks a lot! Și așa, el este aproape un milion. Are you serious? Apropo, se consideră că vocabularul englez este cel mai mare din toate limbile existente pe planetă. It's not just big, it's huge! Respectiv, spuneți-i mulțumesc lui Shakespeare că aveți încă 1700 pe lângă tot ce era. Dar, lăsând glumele la o parte, el a contribuit ca să apară cuvinte tare utile, așa cum este, de exemplu, elbow. Cuvântul elbow a existat și până la Shakespeare, dar pur și simplu avea funcție de substantiv și însemna cot. Însă, după Shakespeare, el mai are funcție de verb. Deci elbow este și ca verb în engleză și evident că are aceeași semnificație. Să știți că poți să spui I elbowed my way on the transport. Asta înseamnă a-ți face loc cu coate. That's because of Shakespeare. Shakespeare mai este vinovat de cuvintele gen eyeball, care înseamnă glob ocular. El pur și simplu a combinat cuvântul eye și ball. Foarte logic, da? Este ca o minge și ochi, eyeball, sau cuvântul gossip, care înseamnă bârfă sau a bârfi, sau chiar skim milk. Skim milk înseamnă lapte, asta care îl folosiți voi în cafe latte or in your cappuccino, that's skim milk and that's because of Shakespeare. Skim milk to sugar. Dear William, I am sorry if I have offended you with my jokes with 1700 words, but thank you for your contribution to the English language. Apropo, și voi puteți să inventați cuvinte, pentru că lucrul ăsta se întâmplă practic în fiecare zi. Un exemplu este apariția cuvântului selfie. Îl știți cu toții, el a apărut undeva vreo 8 ani în urmă. Let's take a selfie! Oficial în dicționarele engleze, selfie, și înseamnă o poză făcută de la distanța unei mâini cu un aparat gen smartphone. E cuvânt nou, pe iată așa și Shakespeare le inventa, cum noi inventăm astăzi selfie. Our next brand is this one. If you read it in English, it's very similar to the first word we've mentioned in this video, H&M, so the same. You read the letters, citim literele în engleză, C&A, C&A. În engleză așa îl pronunțăm, C&A. And by the way, C&A is a Belgian, German, Dutch chain of fast fashion clothing stores, and probably in Germany, in Belgium, they read it differently, they read it in German. I'm not good at German. As I was saying, she packed up her bag and left. It was all very sudden. Well, do you know where Mika is right now? As you know, she's always been... Eu am probleme cu germana, pentru că de fiecare dată când încerc să pronunț ceva în germană, iese tare aiurea. În franceză încă mi-e primește, dar în germană deloc. Dar iată, dacă vreți, o sunt fina mea și o întreb cum corect pronunțăm C&A în germană. Hai, vreau să te rog să mă ajuți. Spune-mi. Încă o dată? C&A. Așa simplu? C&A? A. Deci, ați văzut, lumea spune că în germană e C&A, C&A, atât de simplu. Eu aș merge cu versiunea internațională engleză, C&A. Another fashion clothing retail store brand is this one. In English we read it simply Calvin Klein. Calvin Klein, that's very simple and I think it's not difficult and maybe you are not making mistakes. So, Calvin Klein. I'm going with Calvin Klein, okay? Calvin Klein, no, it's not okay. De fapt, nici nu știu cum ar fi să citim acest brand în română, deci nu prea am vine cum am putea să-l citim greșit. Poate aveți voi o versiune. Scrieți în comentarii cum spuneți voi Calvin Klein în română. Another fashion brand, another American fashion brand, this one. Again, very easy to read it, we say Tommy Hilfiger. This brand bears the name of its main designer, whose name is Tommy Hilfiger, and in English you have to read it like that. So, say with me, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger? And Tommy Hilfiger turned me down. Poate nu greșit sună dacă spui și Tommy Hilfiger, cumva în română, doar că nu este același lucru. Fii de acord, Tommy Hilfiger cu Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger sounds much better. It's like when you're if you're gonna talk to a native speaker and you will say it like that, you will probably impress that person. Our next brand is this one. This is a beauty brand, and in English you pronounce it Sephora. With products from Sephora that I love. I just want to go to Sephora and I want to buy them all. Sephora. The word stress is on the second syllable, Sephora. Every Sephora ever. I love makeup because it makes me feel more confident. Nice. I love makeup because it's the only thing in my life I can control. Nice. I like makeup because it tastes good. But... Eu, știți ce-ți fac? O să mă folosesc de faptul că avem un cuvânt pe care mulți îl cunoașteți, e un brand internațional și o să vă explic fenomenul de word stress, care e un lucru mai puțin interesant pentru că ține de pronunțarea limbii engleze. Deci, word stress înseamnă accentul în cuvânt. Deci, cu alte cuvinte, care silabă trebuie să o accentuăm. Să știi că acest fenomen este mult mai important în engleză decât pronunțarea sunetelor separat corecte. Ce vreau eu să spun cu asta? Deci, dacă tu nu o să zici mother, dar mother, nu-i strașnic pentru că e foarte aproape de adevăr, de felul în care se pronunță acest cuvânt corect, dar dacă nu o să pui accentul corect în cuvânt, deci nu o să spui mother, ne accentuăm primul cuvânt, da? Dar o să spui mother, mother, atunci o să suni greșit. Deci, încă o dată, fenomenul de care silabă în cuvânt trebuie să o accentuăm este foarte important. Și dacă ar fi să alegem pronunțarea separată a sunetelor engleze sau accentul corect în cuvânt, eu aș alege accentul cuvânt, pentru că el e mult mai relevant și în context o să fie mult mai decisiv și important pentru felul în care o să suni tu pentru alții. Îți mai dau un exemplu cu un cuvânt foarte simplu, de exemplu open. Open înseamnă a deschide și noi știm că spunem open, accent pe prima silabă, dar ea încearcă să schimbe accentul și imaginează-ți că înveți acest cuvânt pentru prima dată și îl citești greșit, pui accentul pe pen, open, open. Evident că atunci când o să vorbești și o să-l pui în context, o să fie foarte clar că nimic nu-i clar, că nu-i cuvântul a deschide. Sau un cuvânt foarte des pronunțat greșit, anumit din cauza accentuării silabei greșite de către studenții care învață engleza, este ăsta. El se citește develop, develop. Spunem unde e accentul, pe care silabă. El este trei. Develop. Deci noi spunem develop și tare mulți îl citesc develop, develop. Credeți-mă că atunci când o să vorbiți cu cineva în engleză care o cunoaște destul de bine, nu neapărat un nativ, pur și simplu o persoană care cunoaște această limbă și cum undeva în propoziție o să puneți cuvântul develop, care înseamnă a dezvolta, a crește, și o să spuneți develop, I want to develop a big app, like to sell it in Silicon Valley. Good luck boys, you're gonna need it. strașnic. O să fie clar deodată că știi engleza aiurea. De aceea, word stress is very important. And we know that from Sephora. Another brand. This one. This is a French brand, but it has Spanish origins because the founder of this company, Cristobal Balenciaga, is from Spain. He later moved to Paris. Deci are origini spaniole, nici de cum italiene, pentru că multă lume îl citește Balenciaga. De ce? Pentru că avem Versace, unde C se pronunță, da, sau Dolce & Gabbana, ce? Păi, alea sunt pronunțate în italiană. Hey! Hey! Dar asta Balenciaga sau Balenciaga nici de cum nu e corect, dar e Balenciaga. Mai mult aproape de S decât de C sau alte sunete, sau Balenciaga. These are two of the only photos Cristobal Balenciaga ever posed for. Și apropo, accent pe ultima silabă, Balenciaga, deci pe sfârșitul cuvântului, da? Nu la început. Și eu cred că nu prea aveți probleme cu pronunțarea acestui brand, cel puțin în română, pentru că, slava Domnului, spaniola este și ea o limbă romanică, similară cu româna, respectiv, e ușor să pronunțăm acest cuvânt. Mai greu pentru britanici, germani, de exemplu, sau pentru oricine care vorbește oricare altă limbă decât astea romanice, așa cum este engleza. Știați că limba engleză este o limbă germanică? Are you serious? Felul în care au evoluat limbile, deci face parte din grupul limbilor germanice. De aia este mai aproape de germană decât de spaniolă și italiană. Dar avem foarte multe cuvinte care sunt împrumutate din limbile latine, inclusiv chiar din latină. De aceea și deseori engleza este mai ușoară decât germana. That's it, guys. These are all the brands that I wanted to share with you today. Dacă mai sunt branduri pe care vrei să afli cum se citesc corect în engleză, scrie-le în comentarii. Nu uita să-mi dai follow pe pagina mea de Instagram și pe TikTok, Rita Engleză sunt peste tot, și evident subscribe pe canalul ăsta de YouTube dacă încă nu ai făcut-o. Cu voi a fost Rita, be fantastic! Aceste două branduri se iau în direct de una... Hello, fantastic people! Eu sunt... Evident! This one, da? Încă o dată, când am spus... One more time. The next brand. Asta... Asta, slow motion.